Barca Ioan, Bulin Ioan, Parca Florin Mihai, Maga Indie, delegat Sătier. Domnul consilier, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local Comunal prin dispoziția primară numărul 57 din 22-2017. La ședință participă majoritatea consilierului, deci se poate ține ședința fără probleme. Pentru bura conținutului ședinței, vreau să faceți propuneri pentru președintele ședinței. Domnul Ghebușan propune pe domnul Ivancescu Gheorghe. Mai sunt alte propuneri? Nu mai fiind alte propuneri, să pun la vot propunerea domnului Ghebușan. Cine este pentru? Împotriva, se abține cineva? Domnul Ivancescu, vă rog să fac conținutului ședinței. Da, vă mulțumesc pentru vederea acordată și aduc la cunoștință deci ordinea de zi, dacă sunteți de acord. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetare pe trimestrul 4-2013. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2017 de către beneficiari devenit minim garantat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a paliștilor din patrimoniul privat al comunei Cotopului de Bacău în suprafață efectivă de 537,74 hectare. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici a investiției modernizarea drumuri de interes local în comuna Cotofănești de Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici a investiției modernizare pod peste râul Pâlca, comuna Cotofănești de Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției modernizare drum comunal DC116A, Sata Măsoaia, comuna Cotofănești. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru investiția extindere grupuri sanitare și modernizare școala Cotofănești și județul Bacău, 1100 metri pătrați. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru investiția construire sediu primăriei sat Cotofănești. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la ADIP Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi. Dar cine este pentru? Da, mulțumesc. În unanimitate, deci a fost aprobată ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal de la ședința anterioară, este undeva la dumneavoastră. Bun. Deci, cine este de acord pentru cu procesul verbal de la ședința anterioară? Da, abțineri, mulțumesc. Deci, putem trece la ordinea de zi și vă rog să fim foarte operativi, pentru că avem multe puncte la ordinea de zi, astfel încât să ne încadrăm în termen. Primul punct al ordinei de zi, dau cuvântul domnului primar Olariu Viorel pentru a prezenta proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 anului 2016. Mulțumesc, domnule președinte, dar acum supasez și eu la cineva, ca să ne doamnă contabil, nu-i bine să prezinte. Da, a venit doamnă contabil, e bine. Contabil, e meserie. Da, vă rog, doamnă. Da, deci, subsemnata Iacomi Iulia, contabil al Comunei Cotofănești, județul Bacău, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, rog a aproba în ședința ordinară a Consiliului Local contul de execuție al bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2016, după cum urmează. La partea de venituri, impozit venit, transferul imobiliare, prevederi 7.000, realizat 6.783. Cote defalcate din impozit pe venit, prevederi 145.000, realizat 133.475. Sume alocate pentru echilibrare, prevederi 575.000, realizat 574.042 lei. Impozit pe clădiri persoane fizice, prevederi 25.000 lei, realizat 29.330 lei. Impozit pe clădiri persoane juridice, 41.000 lei,
realizat 34.332, impozit pe teren persoane fizice, prevederi 37.000, realizat 78.659 lei, impozit teren persoane juridice, prevederi 1.000, realizat 3.298 lei, impozit teren extravilan, prevederi 189.000 lei, realizat 43.086 lei. Taxe judiciare de timbru și alte taxe, prevederi 2.000, realizat 2.904, alte impozite și taxe pe proprietate, prevederi 29.060 lei, realizat 21.834. Impozit mijloace transport persoane fizice, prevederi 38.000, realizat 38.849 lei. Impozit mijloace transport persoane juridice, prevederi 2.000, realizat 1.127 lei. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, prevederi 4.000, realizat 8.417 lei. Venituri din concesiuni, prevederi 22.000 lei, realizat 13.489 lei. Alte taxe și impozite fiscale, prevederi 1.000, realizat 94. Venituri din prestări servicii, prevederi 16.000, realizat 22.776 lei. Taxe extrajudiciare de timbru, prevederi 4.000, realizat 5.027. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, prevederi 60.000, realizat 59.445 lei. Alte amenzi, penalități, prevederi 43.000, realizat 43.149 lei. Taxe speciale, prevederi 114.000, realizat 105.418. Sume provenite din finanțarea anilor precedenți, realizat 8.906 lei. Sume din TVA pentru finanțare, învățământ, asistență socială, prevederi 2.109.000 lei, realizat 2.056.367 lei. TVA pentru finanțarea drumurilor, prevederi 17.940, realizat 17.940. TVA pentru echilibrare, prevederi 791.500, realizat 791.500. Subvenții de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea populației, prevederi 30.000, realizat 4.985. Finanțarea programului de dezvoltare locală, prevederi 3.924.500, realizat 3.746.672 lei. Sume alocate din bugetul ANCPI, prevederi 9.000, realizat 7.680. Total venituri 8.451.000 lei, realizat 7.859.586 lei. La partea de cheltuieli, secțiunea de funcționare, capitolul autorități publice, prevederi 823.560, realizat 114.407, din care cheltuieli de personal 770.000 lei, realizat 770.000, cheltuieli materiale 240.000 lei, realizat 340.000, realizat 374.402. Alte servicii publice generale, prevederi 38.000, realizat 28.299. Capitolul 55, dobânzi, prevederi 500, realizat 500. Capitolul transferul cu caracter general și anume pentru protecția copilului, prevederi 100.000, realizat 100.000. Capitolul 61, apărare și ordine publică, din care cheltuieli de personal poliție locală, prevederi 102.000, realizat 101.001. Cheltuieli materiale 16.000 lei, realizat 15.032. Capitolul 65, învățământ preuniversitar. Prevederi
în 2016 1.841.000 lei, realizat 1.788.367 lei, din care cheltuieli de personal 1.607.000 lei, realizat 1.568.848 lei, cheltuieli materiale 205.000 lei, realizat 204.969 lei, cheltuieli cu asistența socială și anume etichete pentru grădiniță, prevederi 29.000 lei, realizat 14.550 lei. Capitolul 67, cultură, recreere și religie, total 82.000 lei, realizat 71.241, din care cheltuieli de personal cu biblioteca, 50.000 prevederi, realizat 49.375. Cheltuieli bunuri și servicii, 25.000 lei, realizat 21.866 lei. Capitolul asistență socială, total 332.500 prevederi, realizat 297.601, din care indemnizații pentru asistent personal, prevederi 264.000, realizat 255.276, ajutor încălzire cu lemne, prevederi 57.500, realizat 32.325 lei, ajutoare de urgență 11.000 prevederi, realizat 10.000. Capitolul 70, servicii de dezvoltare publică, și anume cheltuieli cu bunuri și servicii, prevederi 236.000 lei, realizat 216.997 lei. Capitolul 74, protecția mediului, și aici avem taxa de salubrizare încasată, prevederi 78.000 lei, realizat 69.169 lei. Cheltuieli pentru drumuri, transporturi, prevederi 82.000 lei, realizat 65.495 lei. Total cheltuieli de funcționare 4.083.500 prevederi, realizat 3.898.112 lei. Cheltuieli de dezvoltare, prevederi 4.367.500, realizat 4.107.998.000 lei, un excedent, ce aici venim cu deficit, minus 146.524, pentru ne-a permis anul trecut de a folosi excedentul anului trecut. Deci cheltuielile au fost mai mari cu exact suma folosită din excedentul anului, nu trecut, anului 2015. Da. La cheltuieli din secțiunea de dezvoltare, capitolul autorități publice, prevederi 54.000 lei, realizat 53.989 lei. Învățământ, prevederi trimestrul, deci 4, 24.500, realizat 24.500. Capitolul 70, servicii dezvoltare publică comunală, prevederi 149.000 lei, realizat 145.320. Capitolul 84, drumuri și poduri, prevederi 4.140.000, realizat 3.884.189. Așa cum știți, anul trecut, pentru a finaliza investiția drumuri locale Comuna Coțofănești, am apelat la un împrumut și veniturile din sursa CE, credite interne, au fost 459.388 lei, iar cheltuielile la capitolul respectiv, credite interne, 459.388 lei. Da. Da. Dacă aveți copii, domnule Ghebuș. Am ascultat cu interes toate punctele de cheltuieli, venituri, și constat cu destulă
S-au realizat indicatori foarte buni. Mă gândesc că am văzut la impozite și taxe, unde sunt aproape de cele prevăzute și deficitul fiind extrem de mic. Și chiar la toate capitolele acolo, excepție, am văzut undeva la impozite clădiri persoane juridice, unde ar fi o problemă, dar cred eu acolo că e gara CFR, după câte știu eu. Mai mult. Una din ele care era cu cozi mai mari. Încolo eu găsesc un bilanț și o balanță pozitivă. Chiar dacă sunt așa, dar la per total m-am uitat aici la venituri, cheltuieli și alte, bună. Deci, e foarte bine. Suntem pe un drum bun. E bine, venim cu un excedent de 2015, știm despre treaba asta, care el a fost mai avem de el. E un lucru care, cine vrea să înțeleagă cum au fost cheltuiți banii și care au fost veniturile, cheltuielile, pe personal, pe toate vreo, este încurajator. Eu felicit sectorul. Da, mulțumesc. Dacă mai doriți cineva. Până atunci, Comisia de Specialitate. Comisia vizată pe Uracă. Atunci, să pun la vot, dacă sunt de acord cu... Da. Mulțumesc. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2017 de către beneficiari de venit minim garantat. Dau cuvântul domnului primar. Da, mulțumesc, domnule președinte. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 în vederea acordării ajutorului social. Conform prevederilor articolului 6, alineatul 7, din legea facultății 16/2001, privind acordarea ajutorului social și modificările și completările aduse prin legea numărul 276/2010, primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local. Ținând cont de prevederea articolului 28, alinea 3, din normele metodologice de aplicare a prevederilor legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, aprobat prin hotărârea Consiliului numărul 50/28/01/2011, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure, cetățenii români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar în condițiile prevăzute de lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarității sociale în cadrul unui politici naționale de asistență socială. Potrivit articolul 6 din legea numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și completări ulterioare. Pentru sumele alocate ca ajutor social conform prevederilor prezenței legi, una din persoanele majore apte de muncă, deci atenție, una din persoanele majore apte de muncă din dosar, deci nu toată lumea, de muncă din familie beneficiară, are obligația de a presta lunar la solicitarea primarului acțiuni sau lucrări de interes local fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii. Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiune sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzută la alinea 2, să țină evidența acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Analizând acest aspect și ținând cont de prevederile legale, beneficiari de ajutor social, apți de muncă, vor fi nominalizați lunar pentru realizarea de acțiuni sau lucrări de interes local. În aceste liste pot apărea modificări, întrucât numărul beneficiarilor de ajutor social poate varia de la o lună la alta. Astfel se impune aprobarea unor hotărâri de Consiliu Local care să stabilească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiari de ajutor social pentru anul 2017. Acest raport de specialitate este întocmit de fetele de la Biroul Prestații Sociale, deci la referenții sociali, protecție socială, cum vreți să-i ziceți, de doamna Sabin Tatiana și doamna Ailene Liliana. Acum, propun pre-hotărâre, un proiect de hotărâre, privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere proiectul de hotărâre intitulat inițiat de primarul Comunei Coțofănești și Olariu Viorel, prevederile articolul 6, alineatul 7 și 8 din legea numărul 277 din 24-12-2010 privind modificarea și completarea legii numărul 416-2001 privind venitul minim garantat, aprobarea de hotărârea Guvernului numărul 50 din 28-01-2011, prevederile legii numărul 24-2000 privind normele tehnice ale tehnica legislativă pentru eliberarea actelor normative, elaborarea, pardon, prevederile legii numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Vă dăm raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate, al Consiliului Local, în temeiul articolului 36, articolul 45 și articolul 115, alineat 1, litera B, B, din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, propun spre hotărâre. Punctul 1. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor se efectua în 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit legii numărul 416/2011, modificată și completată prin legea numărul 276/24-12/2010, potrivit planului de lucrări prevăzut în anexa numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La punctul 2. Persoanele apte de muncă din familie beneficiare de ajutor social au obligația de a efectua acțiuni și lucrări de interes local în funcție de numărul de ore calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social. Articolul 3. Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri către Prefectura Județului Bacău pentru control legalități, o va aduce la cunoștință primarului și o va afișa la locurile publice. Și acum o să trecem la anexa de care făceam parte referire, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Și plan de lucrări, deci planul de lucrări care este stabilit pentru 2017. Planul de lucrări ce vor fi efectuate, executate beneficiarii de ajutor social potrivit legii numărul 416/2011, modificată și completată prin legea numărul 276/2010 în anul 2017. La întocmirea planului de lucrări pentru anul 2017 s-a avut în vedere numărul de persoane apte de muncă pentru această perioadă. Pentru satul Coțofănești, lucrările care le-am gândit noi. Lucrări specifice perioade de iarnă, dezăpezit, administrat material în terapant, nisip, sare la zone recupante. Lucrări de întreținere, islas, cireș, costând un tăier, vegetație forestieră, mărăcinișuri administrat în grășămii de chimice, atunci când au fost. Lucrări de întreținere, șanțuri, zona dispensar, uman, școală, biserică, prin decolmatarea acestora. Lucrări de igienizare spații și terenul aparținând domeniul public și privat al comunei, reparații, garduri, văruit, împrejmuiri, curățirea terenului de resturi vegetale, etc. Lucrări de desfundat podețe în zona dispensar, uman, școală, biserică, prin decolmatare, depuneri materiale din aluviuni. Lucrări de igienizare zona podurilor remize până la cale ferată a Judonești prin de colmatare de punere materiale din aluviuni. Alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul anului. Norme de muncă. La 1. Administra nițip sare pante pe drumuri comunale. 2. Săpat șanțuri. 3. Întreținerea bazei sportive. 3. Tăiatul cărpaturi depozitat în lemn la instituțiile publice. 4. Tăiatul crăpaturi și depozitate de lemnul la instituțiile publice. 5. Întreținerea parcului comunal prin plantare, flori, greblat, tunderea iarbă, tuns, gardiu, igienizare, pom. 6. Curățit izlazuri. 7. Administrat îngrășământ de chimice al izlazuri comunale. 8. Lucrări de desfundat poduri și podețe. 9. Lucrări curățirii cursuri de apă. 10. Igienizări obiective aparținând domeniului public și privat, reparații, văruit, împrejmuiri, curățit terenuri, etc. 11. Alte lucrări de interes general. Pentru satul Borșan, lucrări specifice perioade de iarnă. Deci, de pe zi, se repetă aceeași chestie. Lucrări de întreținere la izlaz, dealul Tomii Călinoaia, constând în tăieri de vegetație forestieră, măcieși, mărăcinișuri administrate în grășăminte chimice.
lucrări de întreținere șanțuri, drumul comunal 117 de decolmatare, depunere materiale de din aluviuni. Lucrări curățire cursuri apă pârâul Borșan, lucrări de tăiere vegetație forestieră apă drum comunal 117A. Lucrări de igienizare zona podurilor prin decolmatare depunere materiale de aluviuni. Lucrări de igienizare spații și tărimii aparținând domeniului public și privat al comunei. Norme de muncă. Se repetă, deci pentru fiecare lucrare sunt niște, se acordă niște norme, adică niște zile, cum ar veni, ore. Pentru administrare nisip anumite ore, pentru, deci nu mai repet. La punctul 8, pentru satul Bâlca. Lucrări specifice perioade de iarnă, aceleași lucruri. Lucrări de întreținere islas Valea Bâlcii, costând tăieri, vegetație, mărăciniș, administrate în grășimi de chimice. Lucrări de întreținere a șanțuri pe DJ, drumul județean 119, G, prin decolmatare de puneri materiale din aluviuni. Lucrări de tăiere vegetație forestieră pe DJ 118C, plus uliță prin decolmatare de puneri materiale de din aluviuni. Lucrări de igienizare, pârâul Bâlca prin decolmatare de puneri materiale din aluviuni. Lucrări de colmatare, podețe, brigada silvică de N11 prin decolmatare de puneri materiale din aluviuni. Lucrări de igienizare, spații și terenuri aparținând domeniului public și privat al comunei. Norme de muncă, aceeași chestie, ce vă spuneam mai înainte la celălalt. Pentru satul Tămășoaia, lucrări specifice pentru iarnă. Lucrări de întreținere izlas, ceea ce se repetă pe la toată lumea. Lucrări de igienizare zona podurilor Alexandru, Școală, Troiță, prin decolmatare de punere material din aluviuni. Lucrări de tăiere vegetație forestieră pe DC 116A, drumul comunal. Lucrări de igienizare spații de terenul aparținând domeniului public și privat al comunei. Norme de muncă, aceeași chestiune. La capitolul 5, roman, la Boiștea de jos, lucrări specifice de iarnă, de colmatare șanțului, igienizat izlaz. Aici este mai puțină treabă și gospodăriile sunt mult mai puține. Acum a anexat o altă anexă la hotărârea de consiliu. De fapt, asta e anexa numărul 1, asta a fost plan de lucrări. Aici avem obiective. Reabilitare izlazului comunal, curățire, exact ceea ce vă spuneam mai înainte, din ce se compune fiecare lucrare. La Pășune v-am spus, la baza sportivă, tăiat și tuns iarba, decolmata șanțurile de jur împrejur terenului, reparații gard, la întreținere zonă centrală, cămin cultural, îndepărtarea resurselor vegetale, amărăcini, puțin zona centrală, cămin cultural, parc, adică cei prin prejur. Deci toată, fiecare acțiune dă detaliat ce trebuie făcut pentru fiecare. Întreținere sezonul rece a drumului, ce astfel cum spun, depărtare zăpezii cu mijloacele mecanice și manuale, împrăștierea materialului de la pantă, zona de pantă, cum a fost la zona de la Mazăre, de la Borșan, dumneavoastră știți foarte bine. Adică n-am intrat să vă citesc chiar fiecare, dumneavoastră și analizam materialele, cu siguranță că le-ați, cel puțin comisiile de specialitate, dar și ceilalți doi domn consilieri, sunt lucrări care trebuie să fie făcute de cei doi ani, care beneficiază de ajutoarele sociale, la legea 416 pe 2001, această lege s-a modificat acum, este modificat bine cu anumite modificări și bănuiesc că va mai suferi amendamente această lege modificată, legea modificată la acea inițială. Ceea ce vreau să vă spun că noi punem oamenii la muncă, știți foarte bine acest lucru, chiar acum cine a trecut pe Bâlca a văzut foarte bine că am început să curățim șanțurile. Am profitat la națională. Am profitat și la zona națională, am început să curățim zona, deci cum prindem timpul bun, ferestre din ăsta de timp bun, cum începem. Acum am ajuns, curățăm, vă dați seama, acum aici de la moară, atâtea frunze depuse, am scos, ați văzut câte grămezi de scoatem și dăm cu măturoiul, cu grebla, tundem vegetația de crescută, pui de salcâm, de aia, care este marginea șanțului, vorbesc, nu intrăm la oameni. Nu am mai făcut curățenie nici la oameni, dacă vreți vă dau un exemplu, anul trecut, sau cu 2 ani, sper să nu greșesc, în zona Gării, am intrat acolo, unde stătea Constandeș. Am trecut, cred că ce era acolo, erau liane, era jungla adevărată. Și am făcut curățenie și am scos tot afară, am lăsat intrăm iar. Facem curățenie și în gară, deși nu e competența noastră, pentru că gara este
o regie autonomă a SNCFR-ului e obligat să-și facă curățenie, așa cum de altfel fiecare gospodar, prin ordonanța 21 pe 2002, are obligația ca în curte, în fața curții, că-i șans, că-i podeț, că-i știu eu ce mai are acolo, zonă virană, are obligația prin lege să-și facă curățenie. Deci nu trebuie să vină primăria. Noi facem și vă spun și de ce facem. Ați văzut că nici într-un an n-am pus pe nimeni să-și văruiască pomii. Noi văruim începând de la pod la Tămășoaia și până la hotarul cu căiuțul. Plus că tăiem și acele glădici din jurul copacilor care cresc în fiecare an. Nici acolo nu e treaba noastră, că e zona celor de la administrația drumurilor naționale. Dincolo e problema celor de la gară. La cetățenii, problema cetățenilor. Dar la cetățenii am zis, ținând cont că populația comună este îmbătrânită, pentru că oamenii au foarte mult de lucru, am zis, hai să venim în ajutorul lor și să facem și gara așa în alte, pentru că nu le fac ăștia alți, pentru că e poarta de intrare în comună și atunci nu vrem să arăt o comună, cum să spune, o comună care să aibă un aer neprimitor, dacă vreți, neprietenos. Eu zic după mine că ne facem treaba, eu zic că e loc și de mai bine, dar facem atât cât putem cu acești oameni. Mai mult, știți foarte bine cu oamenii ăștia de ajutor social, îi punem la pază de noapte. După cum bine știți, în ședința anterioară, din luna trecută, am avut invitat pe șeful poliției la Onești, pe domnul Anastasiu. Vrem să vedem rezultatele, îl invităm, că am promis că îl invităm peste 3 luni, să-i dăm o perioadă de grație, așa cum se dă și guvernul, știi, că dintre guvernul funcțiune, trebuie să vedem, îi dai 3 luni de zile, nu le-l-a credicat că în prima zi, că n-ai cum. Și avem care fac pază de noapte. Rezultatele nu sunt chiar cele scontate. Nu sunt. Și vă spun cu mâna pe suflet și cu părere de rău, că aceste lucruri proaste se întâmplă numai la noi. Mă uitam prin județe și dumneavoastră vedeți la televizor, în anumite localități le-au furat și din fumătoare și din, bine, și la noi s-a furat, din frigidere le-au furat. Și cu siguranță cred că ați văzut la televizor, din zona Doljului, din zona, știu eu, a Olcului. Asta nu e un lucru care să ne bucure că se fură și la alții, în nicio formă. E un lucru care trebuie să ne dea de gândit, iar noi trebuie să fim vigilenți. Deci cu oamenii ăștia fac toate lucrările. Nu mai pun de crăpatul lemnilor, ceea ce pomeneam aici. Toată iarna am avut la dezăpezit, la dat zăpada din față, la crăpat lemnii, la cărat, depozitat. Deci îi punem la treabă. Eu nu zic că fac chiar la centimetru, să zic milimetric, toate orele care le-au de făcut. Ori mai fi, de exemplu, cei care fac de pază de noapte, trebuie să le pui ore duble. O să-l pui de noapte, pentru că așa prevede și codul muncii. Orele de noapte sunt calculate duble sau sunt plătite mai bine, din ce știu. 15%. Din ce știu, da. Eu zic după mine că noi ne-am făcut treaba și ne facem treaba în continuare. Se ivesc fel de fel de probleme la noi în comună și nu mai spun de cadavre de animale, tot cu ei le luăm și tot ce se ivește. Pâraiele, decolmatatul șanțelor, podurilor, podețelor. Deci tot ce s-a putut face cu ei și vin de la pășune atunci când am avut îngrășământ. Dar noi am și anul trecut sau cu 2 ani am curățat la Tămășoaia. Pe Zghiera. Pe Zghiera, da. I-am și cei de la Tămășoaia pot să confirme. Tu, Nicule, parcă ai avut și tu băiatul la treabă, nu? Da, da. Zona aia acolo care am desfăcut. Noi în fiecare am făcut ceva. Nu putem să curățăm toate pășunea, că e volum mare de muncă, da? Pe anumite zone am intervenit. Și o să intervenim și anul acesta, indiferent ce s-a întâmplat cu pășunea. Vreau să spun că în fiecare stat civilizat și noi facem parte, zicem noi, într-un stat civilizat și european, și cu democrație, hai să ne spunem consolidată, dar spre consolidare, statul și guvernul român, statul, guvernul reprezintă statul până la urmă, are obligația de a face protecție socială. Este obligat prin lege. Toate țările, membre Uniunii Europene și nu numai, fac protecție socială. Că la noi, prin protecție socială, s-a înțeles și s-a mai încurajat și lenea, e altă problemă. Dar eu vin și pun punctul pe ei. Nu funcționează piața muncii. Și eu am mai spus lucrurile astea în fiecare ședință când am analizat. Nu funcționează piața muncii. În momentul când
un agent economic, o societate comercială, are nevoie de oameni la muncă, obligația lui este de a merge la Agenția Forțelor de Muncă să spune, am nevoie de 10 oameni, pe specializările, sudor, strungar, tapițier, mozaicar, orice, sau muncitori necalificați. Iar piața muncii, iar Oficiul Forțelor de Muncă au acuzații. Nu o să răspund ca să și de la Forțele de Muncă, de la agenție, au obligația să, prima dată, să vină către consiliile locale, către primării și să spună, domnule, Coțofană, știu câte dosare are. Atâta. În ce branșă sunt calificați ăștia? Că fiecare la dosarul lui are și-a muncit. Bun. Păi, nene, săptămâna viitoare am nevoie, îl chem pe Popescu, pe Ionescu, de la Coțofănești, de la Căiuță, îl chem pe Popescu, pe Ionescu. De la... Și cheamă și te oferă locul de muncă. Nu vor să se ducă la locurile de muncă. Li se suspendă dosarul, li se anulează dosarul din stat. E gata. Deci asta, piața muncii nu funcționează bine. Acum, dacă vreți, mărerea mea, sunt și agenții economici care angajează mai pe la negru, mai pe la aia. Asta e. Nu prea mai este fenomenul ăsta, domnule. Păi, dar n-a zis că nu mai este, a zis că nu prea mai este. Și dumneavoastră, a zis nu, expresia a fost bună. Nu prea mai este. Adică nu puteți spune că nu este. Eu... Nu este deloc. Nu vreau să... Nu polemizăm. Deci nu, să exemplific, dar am spus că este... Eu am vorbit în ansamblu. Eu m-am referit la timp. Nu, și eu în ansamblu, vreau să... Spun că legislația este foarte aspră și... Hai să vă spun eu, vă spun știi de ce vă spun, că există. Se duc oameni de la noi de aici, care cu ajutor social, și muncesc la anumite ferme, care sunt societăți comerciale. Ei, o perioadă de, chiar până cu un an, bine, nu aveau nicio problemă oamenii ăștia, duceau și muncesc, că ei au voie să muncească în afara orilor care fac la primărie, munci ocazionale, care declară un venit. Ei, nu venea la administrația financiară, că ar fi muncit undeva. De-abia de anul trecut, de-abia acum spun eu că începe să funcționeze, de-abia de anul trecut administrația, patronii, ceea ce spuneți, au început să le facă contracte de muncă, perioadă determinată, și le-au declarat la administrația financiară. Administrația financiară, că a fost de la Gorj, că a fost de la Galați, că a fost de la Vrancea, ne-au trimis nouă. Și a spus, Popescu, Ionescu a lucrat pe perioada de și automat își dăm dosarele jos. De-abia acum funcționează. Când e? Este și metoda cealaltă de zilier, care așa. Se plătește taxe și impozite la administrațiile locale. Da, dar este un venit. Având un venit, da. Automat eu trebuie să-l scad din ajutor social. Nu musai prin contract. Nu. Și ca zilier care vine la primărie exact. La noi. Da, dar și aia trebuie de declarat la administrația financiară. Da, și de la NAF. La administrația financiară ar trebui să ne anunțe pe noi, că eu să spun, Popescu, cât de ajutor social? Are 4.300.000. Cât a câștigat? 2.500.000. Aia se dau jos și ți ia numai diferența. Dacă le spui că mergi, declar că au muncit la tine, ca și zilier, și nu mai vin la treabă. Și dacă le iei acasă, la noi, e un om cu ziua acasă. Ai obligația să îți declar. Și dacă îi spun că vin să declar, nu mai vine la nu mai vine la treabă. Aici problema. Și asta e. Adică ceea ce vreau să vă spun, că noi intrăm în curățenie, am intrat deja. Vreau sprijinul, astăzi am și la Borșane, am curățat parcul și tot zona aia de acolo. Deci în fiecare zi lucrăm cu undeva. Vreau să fac un apel la dumneavoastră, domnilor consilier și la cetățenii care sunt prezenți, să mobilizați și dumneavoastră și prin forța exemplului dumneavoastră, de a vă face ordine în fața gospodăriilor dumneavoastră și a terenilor care aia, mai le atragem atenția și la celorlalți din jur să-și facă. Și nu este greșit până la urmă. Scopul și menirea noastră este aici, de a da putere prin exemplul nostru și de a-i conștientiza și pe ceilalți ca obligație să facă niște, până la urmă, niște lucrări și niște lucruri civice, cetățenești, care sunt de bun simț. Eu atât am auzit. Da, mulțumim, domnul primar, că a adus în discuție o problemă care este de actualitate în orice moment al anului. Absolut. În orice moment al anului avem de lucru. Și la noi s-a văzut treaba aceasta. Eu chiar apreciez faptul că s-a depus efort deosebit în această
direcție și nu puteți spune nimeni că e Tămășoaia sau Coțofăneștiu favorizat de lucrările executate cu cei de la 416, nu? Da, eu acum, dacă îmi permiteți, eu vreau să răspund. Dacă vreți să faci, nu e bine să te uiți în curtea altuia, dar măcar faci o comparație, dacă nu vreți să uiți. Eu zic că, virgulă, comuna Coțofănești este mult mai îngrijită și mai curată decât comuna în jur. E părerea mea. Puteți să mă contraziceți. Dar eu, în primul rând, totdeauna zona, cine a început să curățe zona pe margine de puieți și să o văruiască? Coțofănești. Cine face, cine văruiește toți pomii pe la oameni la noi? Noi. Cine face curățenie pe toate satele, pe toate șanțurile? Și toate păraiele. Ei, duceți-vă și pe toate păraiele. Și pe bază sportivă, și pe parcuri, și pe ce vreți dumneavoastră. Noi. Duceți-vă și în alte zone și paranteză, o să vedeți cum e așa. Am voie o paranteză. Asigur că până la biserică. Poftim? Zic, până la biserică. Că încolo e Harlem. Păi încolo nu, nu se compară cei la centru cu cei de la biserică încolo. Că acolo e, sunt magazinele. Problema de magazine. Tot ei care ia ajutorul social. A, vreți să spun că ăștia povară de bani. Uite, astăzi mergem acolo, că s-a dat niște bani pe aici, toate șanțurile și drumul e plin de pahare de cafea, de ambalaje, de dulciuri, de ce vreți găsim. Da, aveți dreptate, aveți dreptate. Da, și am o propunere. Dom'le, hai să alegem din ei câțiva mai, care știm noi câți mai harnici un pic, și măi, tu ai de la punte până la trif. Da, nu găsești covârtie, că da, jara ai mâncat, ai pierdut. Dom'le, să-i facem responsabili. Atâta timp când nu-i ceri, ăla nu face. Mai și rede. Eu unul acolo mă cam iau la tântă, mereu cu ei. Și se uită la mine, de-a zis când dă și foc. Dar de ce să ajungi în situația? Nu, haideți, stați un pic. Aveți cuvântul meu? Da. Mă știi pe mine? Dom'le, nu mă știți că sunt eu tare. Când terminați dumneavoastră, eu vă răspund. Asta e realitatea. Hai să evităm niște conflicte cu ei, niște, e mai bine, ca să luăm o măsură. Eu, dacă pot să vă răspund, vă răspund. Vă rog, frumos. Ei, zona aceea pe care ziceți dumneavoastră este deja dată în primire, dar acum băiatul s-a lăsat pe tânza. Care este e ăla, ca să-l știu? Ariton Viorel. Iar Ardan poate să vă aia. Anul trecut a curățat, nu le-a cules el de fiecare zi, dar la 2-3 zile, pentru că l-am scutit la paza de noapte, a curățat zona aia. Deci este Ariton Viorel, este vecinul dumneavoastră. Îi punem în vedere să-și facă. Absolut. Acum, în perioada asta, că a lăsat-o pe tânja, de-abia a venit iarna, ce-i drept că iarna nu le-a adunat. E drept, în zăpadă nu asta trebuie să le adune. Dar are zona în primire, Ariton Viorel are zona de la cele două magazine și până la punte, pe o parte și pe cealaltă. Zona a fost, și nu puteți spuneți că asta vara a fost chiar așa mizeric. Nu. A fost și asta. Am adunat eu mai mult ca idei. Bine, asta e un lucru bun, dar vreau să spun că este zona dată în primire. Și uite, cateți, vă uite, domnul primar ți-a dat zona în primire. Uite, mi-a transmis mie să adune... Eu vreau ca să vă scuteți să cădeți dumneavoastră rău, dar dacă vreți să cădeți, bine, nu. Ori așa tot acolo. Da. Deci, automat, uitați, la Bârca, vă dau un exemplu, la Bârca, tot așa, în zona magazinului, de acolo, la domnul Bârca. Acolo, zona aia, am dat-o lui Cela, lui Popescu. Cela adună la două zile, nu le adună fiecare zi, dar la două zile le adună, nu o să ducea. Dar le adună, deci am dat zonele. Îl mai am pe cetățeanul ăla cum o stață pe Bârca, pe Nea Ion, care stă la Duță, nu la Duță, dincolo, stață cealaltă. Și are acea zonă de la școală. Și până, deci zonele sunt date în primire. În Dallas i-am dat lui Stănescu, lui Sorin, zis... Gorilă. Ziceți dumneavoastră. Gorilă, da. I-am dat zonă. Deci am dat. Că nu-și fac ei calcum trebuie. Face, da. Că nu-și fac ei calcum trebuie, dar își face treaba. Deci nu, toate zonele sunt date în primire, într-adevăr. Am dat și zona de aici cu gunoaiele de sus de la coșuri, le-am dat-o poliției locale. Și acum aștept în primăvara asta să mai fac un pic treabă, fac curățenie lună. Și cum fac de fiecare dată, 2-3 ori pe an, și iar un lucru pe care îl fac, și îl dau poliției locale cu tot ce zărba. Și spun, bă, când mai apare un gunoi, nu mai cheam pe ăștia de ajutor social, dacă nu-i prindeți voi, cine are. Le luați voi. La Carda există. La Carda există. Și la dumneavoastră a fost una la Artan chiar acolo sus. Este, acum la fiecare uliță să punem placarde, ar fi culme.
Și acum erau poliție locale, cel puțin zonele astea de gunoi de sus, și, și în parcare. Uitați-vă, noi avem parcarele și în Coțofănești. Am făcut curățenie cu o lună și ceva. Uitați-vă ce e acolo. Și acolo nu numai de cetățenii noștri. Domnul, cei care un om civilizat nu are nevoie de bancă. A, exact, bravo. Pe asta spune, punem placard de la fiecare uliță. Dar ce, ce vrem? Eu acolo, deci la, la parcare asta fac curățenie două, trei ori pe an. La curățenie lună, dau cu măturoi. Hei, vin ăștia cu mașinile mele. Acum nu mai înțeleg cetățenii comuni într-un, într-un aspect. Și cred, sper să fiți de acord cu mine sau un asentimentul meu. Mai oameni. În momentul când plătești gunoi, să ți se ridice gunoiul din țară, eu n-am să înțeleg de ce mai arăși gunoi pe drum și pe șanță și pe tarlare. Eu asta nu mai înțeleg. Ba, am înțeles gunoiul de graș, că nu ține ăștia. Ba, am înțeles molozul. Bă, te duci și îl pui într-o groapă undeva și îl nivelezi. Bă, dar bidoane, cârpe, hârtii, pungi. Pungi. Eu pe astea, chiar. Și vii și plătești la primărie, nu că vreau eu, e impus din normă europeană, toată lumea plătește. Plătești la primărie 40 ceva din mii de lei pe an. 40, cât Dumnezeu plătește. 46 de lei. 46 de lei. Și la pe an. Și tu te duci și arunci gunoaiele pe drum. E, asta ce înseamnă? Totală needucație, așa o considerăm. Nu din partea tuturor, da? Cea mai mare parte. Unii chiar eu n-am înțeles. Oricum, gunoaile au mai dispărut, nu mai sunt în cantitatea care vrem, dar totuși mai sunt. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce. Lipsa de educație. Nu folosește pomeroane. De pomeroane? La poșul sus acolo nu scăpăm de... În perioada acestor... Până nu pune ceva la biserică, lumea, uite, vine acum Paștele. Face fiecare curățenie la mormânt acolo. E, sunt bătrân, ăla urcă dealul până... Ce să fac? Te-ai pus ceva, să pun ceva. Și la biserică de mine îmi convine să mă sui car gunoiul la altul. Se duce... Mă nu lua altul, dar vine și... Eu dacă mă duc la biserică și fac curățenie, îmi iau și îmi duc acasă. Vă pun o întrebare. Da. Câte animale aveți în curte? Eu nu am niciun animal. Ce am cu dacă și avea câteva animale, va rămâne coceni, va rămâne ceva, îți mai duce și pe deal la groapa. Problema este alta. Eu nu cred că cineva s-ar supăra dacă duce acolo grăsă de coceni, dacă le pui în gaură. Exact. Normal. Așa nu așa eu nu prea șep să vorbească cel care nu crește în curte un purcel și să vină să-și dea cu părerea pentru că eu am dus gunoi. Eu am fost de multe ori ofensat că am dus gunoi acolo și n-am putut intra cu tractorul cu remorca să văd să îngroapă. Aici e problema. Deci ar fi bine să urmăriți pentru că așa și acolo se va face groapă permanent sau tăia salcâni sau tăia copaci sau tăia... Cei care mai avem animale acasă, nu trebuie să ne ascundem după gaz, nu, să nu recunoaștem că mai avem de dus cu noi. Dar poate să vină și la gână, nu poate să-și facă o placă. Nu, domnule, acum hai că suntem toleranți și chemăm și în curte la noi dacă își face o gaură. Nu, vă rog frumos. Haideți să privim lucrurile așa cum trebuie să privite, că într-o comună la țară, oamenii au în curte de toate. Deci, eu nu arunc coș de morcov, de exemplu, la gunoi că le dau la porci. Eu nu arunc coș de cartofi, nu arunc coș de mere, dar coceni care iau de la vacă de acolo, pentru că aș putea să le dau foc în curte, dar ar însemna să deranjez foarte mulți vecini și mi se pare normal să nu dau foc la coceni în curte când vecinul meu are rufi întinse pe sârmă. Asta eu așa văd lucrurile de bun simț. Deci, ar fi bine să nu fie deranjul ăla acolo, să nu fie atâtea gunoaie. Poliția comunitară e o chestie foarte bună că a cerut să urmărească. Dar dacă eu, mă dau exemplu pe mine, nu dau alte exemple, mă duc acolo cu o căruță de gunoi, polițist comunitar poate să confirme dacă am dat-o în groapa aia sau am dat-o în margine. Eu așa văd lucrurile. Adică... Da? Dacă vreți să vină cu completare, da. Pe lege. Deci... Deci noi nu trebuie să mai apărăm nici cu o groapă de gunoi, e clar, exact. Desființat în totalitate. Dar sunt lucruri care trebuie să înțelese. Pentru că dacă ai animale, ai obligația că acolo unde ai obligația. Conștiința civică sau obligația prin lege, bine am zis, da. Trebuie să te duci la capătul tarlalii tale să-ți faci un depozit de gunoi. Dar pe tarlaua ta și nu în drum, nu că alții îl pun în șanț și strangulează șanțul, nu. Deci îți faci platformă de gunoi pe tarlaua ta. Dacă vin curățatul pomilor, că la vie e mai ușor la pomilor. Eu sunt de acord acolo sus. Bă, fraților,
Dar hai să le punem jos acolo un râpă, pentru că și așa râpa aia se surpă într-un an. Sau le punem grămadă toate ca să poți să le dau foc. Așa, unul le lasă aici, unul le lasă la 20 de metri, unul le lasă la 30 de metri. Curăță merii, curăță, mi se pare normal, alea nu ți le ia ăștia. Adică dacă le tai mititele și le bați, nu ți le ia ăștia cu rompresul. Ei, dar sunt de acord, da, le punem într-un loc și le dăm foc. Noi ați văzut că am făcut maluri de pământ, că nu se poate mai pune, să mai poate mai pui gunoaie. Am făcut șanțuri, șanțuri, uite la Bârca când treci puntea, ca să nu poate acolo în zona lui Brânză, în partea aia altă. Am făcut șanț să nu mai poate treacă căruța să pună gunoaie. Deci am făcut tot ce s-a putut posibil ca să evit să mai pună, la Dallas, aceeași treabă, am făcut șanț de-a lungul. De-a lungul, că intrau cu căruța, nu mai poate treci cu căruța. Dar cât am putut să-i obstrucționez. Dar eu sunt de acord și până la urmă se acceptă și o sunt oameni care n-au teren, să zic, sunt cazuri, sau au teren puțin de departe, are extravilan și o are numai pe la plăchi, sau știu, o are pe la livada lui Dumitrescu. Nu se duce omul până acolo. Bă, hai să facem o platformă organizată undeva. O stabilim noi primăria, eu pun un par acolo și scrie pe el. Platformă organizată de gunoi de grăb. Bă, dar o punem acolo, vezi. Știți ce mi-au zis mie? Și iar mă repet și da, e bine să repetăm un lucru până să înțeleg, dacă se înțelegea undeva. L-am prins pe cetățean cu gunoiul și-l lăsam. Dom'le, de ce intru mai încolo? Mi-e frică să intru cu căruța, că sticlă și fac pană. Aceea e mentalitatea omului. Și mai e cu biserica. Acum 3 ani de zile când am făcut gardul ăla despre Tanchivița. Dom'le, știți cât gunoi am scos de acolo? Deci nivelul de gunoi, ce-au făcut lumea? Au luat toate coroanele și ce-au mai avut pe la era până sus la acoperișul grajdului lui Vița. Am scos de acolo două camioane de mine, nu mai e deloc acolo. Ei, dar eu vin și eu acolo. Numai când îți faci curățenie la mormânt de acolo și scoți iarba și iei coroana, că e de mult, e de ani de zile și uscat. Bă, păi eu și-o bag într-un sac și-o duc acasă și-o dau la ăștia cu ea, sau dacă nu pun undeva, dau foc. Așa dacă pun o pubelă, ai fac exact țigănie curată. Păi, da. Dacă pun o pubelă de aia mare, să pună toată lumea în ea, ai să vezi numai gunoaie până lângă ea, mai trag și câinii de acolo și când te duci la biserică o să te împiedici de gunoaie. Că n-ai unde să o pui. O pui în curtea bisericii. Avem consiliere, ne punem la treabă. Ce să fac, mă? Păi de ce? Păi de ce să scurăți o ție mizerie? Nu sunt curiți. Dar să vă fie cu ăla. Cum se pune? Ce zici de consilierul de la educație? Băi, dar de ce pui acolo? Domnule președinte. Dar știți ce ți-a trebuit să-i consilierul la biserie? Haideți, haideți. Bun, adică dacă mai aveți ceva pe tema, dar mai sunt. S-ar putea să te toate. Na, ești neamnă seama. Da? Ați putea să trebuie. Dar ce să nu se face? Aș avea și eu două cuvinte de spus. Hai să discutăm organizat. Da, da, da. Discuțiile astea au mai avut loc și în trecut. Eu am solicitat ca din partea primăriei totuși să facem o leacă și de propagandă audiovizuală. Prin sunt și localități unde se fac afișe, spre exemplu, zonele respective, domnule, din data respectivă s-a început campania de curățenie a tuturor cetățenilor. Că este chiar și la bucată, că sunt care au și bucăți în interior, în travilan, și este mizerie destulă și lăsată de așa. Oleacă a atenționat și cu refacerea gardurilor în porțiunile sătești, că se vaită că le strică culturile. Ba un animal, ba intră unul altul. Eu așa zic că ar trebui făcut și o propagandă, că doar avem și panouri din astea publicitare și o să facem oleacă și problemele astea. Asta nu e loc, am stat, așa am discutat mai mult. Așa, să vă spun o chestiune. Să face acțiuni ca să noi am trimis anul trecut domnul Vici. Fiecare în fața proprietății are dreptul de a-și face curățenie. Obligație. Obligație. Exact. Obligație. Atenție. Exact. Domnul viceprimar se este plecat. Se intenzeze și fiecare cetățean, adică, domnule, că este obligația mea de a-mi face curățenie, nu neapărat trebuie împins de la spate. Să vă mai spun încă o problemă. Spre exemplu, la noi, la satul Orșani, cei care locuiesc începând de la Tumuleanu încolo, ați văzut, când vine apa mare, vin tot felul de bidoane, domnule, s-au pus din astea pentru peturi, dar cred că din felul cum am circulat și prin sat, în zona aia acolo, la Neaghiță Chiriac, este un din astea de peturi care nu s-au luat în totalitate și nu se ia mereu porțiunea acolo de către ăștia. Eu am mai trimis țigare la Bolca, da. Acum două zile s-au ridicat. Că sunt o grămadă de peturi. Acum două zile minți. Dacă vă duceți, nu neapărat trebuie să-i duceți în spatele grădinilor lor. Duceți-vă la șosea să vedeți exact aici la șosea, de la pod încolo, toată porțiunea până spre zona de centru sunt numai bidoane și numai ciolofane din astea care pur și simplu putea să le ducă frumos încolo așa.
Așa, eu zic, trebuie făcut și o leacă de propagandă ca să, să vadă omul. Nu neapărat pe panul din ăsta electoral sau fișier. Pus și chiar pe un gar, la un colț acolo, ca să mai vadă și ei să înțeleagă. Nu citește nimeni Sorin. Bravo, asta e vorba de educație. Nu citește, dar, domnule, dacă se zice că se ia o măsură, păi trebuie să o ia politic. Tu, eu, fiecare când vedem să luăm atitudine, poliția a anunțat, poliția face... Foarte urât. Nu citește nimeni Sorin. Foarte greu biodegradabile astea, nici într-o sută de ani nu se degradează. Nu citește lumea o platformă program de... Haideți să vă mai spun o chestie. Dumneavoastră, din consiliile vechi. Eu le-am atras. Aduceți-vă dumneavoastră aminte că acum câțiva ani de zile v-am dat. Am stabilit cu dumneavoastră de comun acord, nu v-am dat, eu nu vă dau ordine. Stabilit. Am stabilit fiecare pe ulițe. Dacă vă aduceți aminte, pe străzi, vă aduceți aminte? Da. Dar, fiind consilier. Uite, dau un exemplu dumneavoastră. Iau strada pe după grădini și eu de la Iulică, bă, știți, sau la prima casă care a construit-o la Zara Vete de acolo, bă, frate, și până la Jean, mă duc și mobilizez într-o zi ca și cu oameni. A venit primar, hai la curățenie. Eu așa văd lucrurile. Dar v-am spus, trebuie forță exemplu, putere exemplu dumneavoastră. Atunci când noi avem, și nu mai dau, să nu credeți că dau în cineva, când noi avem în față semănători, ăsta, Grămescu, Bolovan, nisip, noi avem. Noi nu avem șansul făcut și să mă duc să-i spun vecinul, adică puțină cherestea, scuzați. Expresia. Nu, stai un pic. Nu, nici ăla nu se pune. Ăla se pune dacă îl pui astăzi și construiești în săptămâna aia, ăla. Dar sunt care au de ani de zile, de 7 ani, de 10 ani, de 20 de ani. Îl țin acolo. Iar vițele primare se pleca probleme de sănătate, erau în stațiune, două săptămâni, 18 zile de concediu. Am trimis și acasă, scris, pe ordonanța 21. Niciun efect, exact cum ai face frecția la un picior de lemn, n-am văzut pe nimeni să iasă. Ba din potrivă, uite, am văzut azi o bătrână, tante să ptica la un apostol, curățat pe margine, o femeie bătrână, a luat din mamă. Dom'le, am apreciat, am oprit-o și am felicitat-o și am stat de vorbă cu ea. Dom'le, era în rest. Deci fac curățenie acolo pe zona, am început aici, vedeți cum este zona. Dom'le, n-a ieșit unul. Deci proprietarul, spune, bă, băieți, când faceți la mine, vin și eu cu o greblă mai bună. Că avem o stensile, cum le-a dat. Uite, trag și o leacă. Uite, aduc eu o săcurie mai bine, să le-am răstărit și o să zici. Deci nu iese, fraților. Și dacă te duci și bați în port hainele și matare, după ce pleacă, mai zice și ceva de dulce. Dar asta e treaba, asta e conștiință. Oamenii s-au învățat un singur și vă spun, nu numai la Arcoșul. Să facă primăria și primarul. Nici o problemă. Și dacă, nu mai spun că e înregistrat. Opresc la tot. Că se subînțelege. Da, se subînțelege. Am mai spus o expresie asta. Și da, poți să tai, nu? Vreau să vă spun că lumea s-a învățat că tot ce se întâmplă este datoria primarului și a primăriei, mai puțin zice de Consiliul Local. Mai zice și de consilier, dar mai rar, dar primarul și primăria în general. Și zic eu după mine că ar trebui să tragem și pe ei puțin mai aproape de adevăr, să le spunem cum stau lucrurile. Vina ne aparține și nouă, dar și lor. Nu înseamnă că dacă m-ai trimis în Consiliul Local sau m-ai trimis primar, eu am obligația să-ți repar gardul, să-ți fac șanțul și să-ți fac curățenie în fața porții. Am datoria să te respect când vii în primărie, să te ajut să te eliberezi un act, să te ajut în anumite probleme ale militare, așa, să facă investiții, să facă asfalt, să facă școli, să fac grădinițe, să fac apă, să fac canalizare, dar nu să-ți fac curățenie în curte și să-ți repar gardul. Și dacă vrei să repar gardul, chiar ne-am întins, uitați, acolo unde n-a stat nimeni, la Zaiț, la Bâlca. Știți cât gard am făcut acolo? Pentru că chiar nu era, era... La slavă. 66 de metri de gard făcut de primărie. În forță, fără bani, cu societate, cu aia. Iar despre așa, și acum a început să strice iar și am mai făcut. Acum mă uit aici la Rus, unde azi casa. Da, la Adela aici. Și aici trebuie să mă gândesc că trebuie să fac gard. Că e urât, frate, intrare în satul Bâlca. Și face și gard. Bă, dar facem acolo, chiar unde nu e nimeni. Așa cum mormântăm pe cei care nu au pe nimeni, așa cum... Deci, suntem ca un fel de moașă de plasă, cum erau înainte, știi? Le tai și buricul acolo.
Despre asta e vorba. Dar aici e multe, e mult de vorbe. Dacă vreți, aici putem discuta 4-5 ore pe subiectul ăsta și tot nu-și punem la punct. Dar e bine totuși că-l discutăm și mai conștientizăm lucrurile. Gata, cu asta chiar închid. Da, domnul Voicu, mai aveți ceva de sus? Da, vreau și eu scurt. Vă rog scurt, așa. Foarte scurt. Da. Am văzut că planul de lucrări e făcut legea pastii 16 și completat cu alte legi în vigoare. Aș vrea să fim un pic mai atenți, așa cum a solicitat și șeful poliției de la ONG, domnul Anastasiu, la ședința trecută, cu selectarea celor care fac de pază. Ar fi bine și să-i selectăm un pic. Să nu mai pune dintre ăștia care ziua fur lemne și le duc la vânzare și noaptea să facă de pază, să împăzească locuințele. Deci nu zic cu răutate, mai mult. Chiar nu vreau să mă refer la trecut. Vreau să vorbim de acum încolo. Așa mi se pare. Mi se pare că suntem aici, uităm de divergențe politice și alte probleme, să fim uniți, închegați, să rezolvăm problemele, să facem ceva bun. Să ne uităm un pic pe listele alea, eu chiar mă ofer și o să ajut. Cunosc și eu cetățenii cotovanici care fac de pază și care chiar n-ar trebui să facă de pază. Deci, atâta timp cât tot timpul merg la furat, nu poți să-l pui pază. Asta ar fi una. Da? Și o să mai spun încă un lucru. Ar trebui să arătăm mai puțină toleranță față de cei celor, față de cei la paște 16. La ce mă refer aici? Vedeți noastră, la articolul 6 al neatul 3 din legea paște 16 spune foarte clar obligația de a presta muncile nu se înstrăinează, nu poate fi transferată. Domnule, haideți cel care ia ajutor social să vină să-și facă treaba. Să nu vină altcineva pentru el. Pentru că sunt cazuri când vin minori, sunt cazuri care chiar am văzut pe cineva care venea la pază și el de fapt are o pensie de handicap și făcea de pază în locul altcuiva. Așa cum a spus dumneavoastră, domn primar, dumneavoastră chiar răspundeți de lucrurile astea. Chiar și pentru dumneavoastră ar fi o chestie negativă să se întâmple ceva în noaptea aia și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Deci nu vreau să credeți că vin acum în ajutorul dumneavoastră sau să vă contrazic. Dar ar fi bine să fim puțin mai obiectivi. Iar în ceea ce privește, tot am vorbit despre gunoi, dacă nu-i mai lăsăm să ducă gunoiul în fața clopotniței acolo, chiar nu sunt de acord cu depozitarea gunoiului în fața cimitirului, că acolo până la coadă de cimitir nici nu-i frumos, nici nu-i... Dar în partea cealaltă, unde începe via Otonel, acolo chiar s-a format o gaură foarte mare, mai ales nea asta cel puțin s-au tăiat salcâmi, o să dărâmi toate malurile alea acolo. Acolo putem, eu zic că ar fi bine să arătăm un pic de toleranță acolo. Că nu putem spune, puteți depozita, este contravenim legii, nu ne dă voie nicio lege să facem lucrul ăsta. Dar un pic de toleranță, să-i lăsăm pe cei care mai au animale și mai aducă părăsă de coceni, da, să fie aruncată... I-am spus că a fost discuția exact de spuneți de cei care n-ar trebui să facă de pază. Și eu am spus că am transmis tabelele la dumnealor și sunt la dumnealor. Și acei care îmi trebuie să facă de pază, să mi sublinieze, să mi marcheze cu marker. Nici la ora actuală n-am primit acele dosare înapoi. Ca să vedeți... Dacă le-ați transmis șefului de post, mi-e greu să cred că o să le primiți. Șefului de post? Mi-e greu să cred că o să nu trebuie să-i transmiți șeful unității? Da. Și asta vreau să vă spun. Că mie nu mi-e frică și sunt responsabil în ceea ce spun și știți foarte bine că eu totdeauna m-am luat de pept cu toți cei care... Știu lucrurile astea, așa. Dar haideți să faci noi. Nu, dar aveți răbdare. Dacă sunt pe bază șefului de post, mi-e greu să cred că nu putem face mai. Nu. Singura persoană. Aveți răbdare. Este singura persoană. Iar lucrul ăsta trebuie să-l spun domnul Anastasiu, șeful poliției municipale, unde și-o mai aici, că eu am spus că nu avem colaborare, nu conlucrăm și nu cooperăm, nu relaționăm. Consiliul local, în speță, primarul cel mai mult, pentru că dumneavoastră veniți la ședință o dată două, nu vor să colaboreze noi. Și așa. Am transmis. N-a venit nici acum. Am spus, dacă vă se aminte. Da, ca o dată, atenție. Ședințele alea l-ați mai făcut ca să fac o paranteză. Păi, da, asta vreau să... Asta e ceva ce vreau să spun. Am spus așa. Că o dată, să vină să stabilim, o dată pe săptămână, când vrea dumneavoastră, să vină într-o ședință operativă, cum vrea el să o numească, dar mă duc eu dincolo, că am spus că mă duc dincolo. Să mă duc și să stabilim ce s-a întâmplat în săptămâna respectivă și ce avem de făcut. N-a venit nici până acum negrițisori. Deci, omule, ceea ce denotă, că lumea înțelege greșit că poliția este subordonată primarului, n-are nicio treabă, sunt nicio formă, sunt două entități diferite, cu șefi diferiți, cu
direcții diferite, că suntem sub umbrela acelui așa minister, e altă treabă. Deci n-au venit să facem acele ședințe și să vă spun una mai tare, acum chiar tare. Hai să vă spun una tare. Deci nu mi-a transmis tabelele cu cei care nu pot să facă de pas nici până la urmă. Eu nu mă duc să mă rog de dumneavoastră, că ar înseamnă chiar să mă rog să mă umilesc. N-a venit să facem acele ședințe operative și, tăim pomii ăștia fructifer, știți, cu Emilia că i-a tăiat. Și am reclamat și la prefectură. A făcut și la... E dreptul femeii să scrie, eu n-am condamnat-o, dar a scris niște prostii acolo, care nu erau adevărate. Cu pomii era foarte adevărat. A scris niște prostii, că muncesc ăștia de la 416 la mine, că îmi fac papuci. Așa, niște tâmpenii care îmi răspund, nu aveau locul. Pentru asta m-am supărat, da? Pentru faptul că a scris că i-a tăiat pomii, nu m-am supărat, pentru că era un adevăr și e un lucru care s-a întâmplat. Așa. Și a început să taie nucea la aproape brigada silvică acolo, la Cătălin, la Vale, unde are preotul așa. Dar ești, un nuc l-a tăiat, l-a ciumțit să-l dea jos. Unul l-a luat deja, l-a luat în plus, iar noaptea, la ora 10, aș fost informat. Ne-am dus a doua zi. Părintele, de la Vale, locul ăsta la care a fost al lui Veronica, lui Durlan. Ne-am dus să-l luăm nucul. Atenție, l-am dat jos, pentru că lua ăștia. Și a venit și vreau să vă spun că știți ce grijă a avut șeful de post? Să vină să mă cheme să dau declarație. Nu aveți cuvântul meu de la. Și am spus, dom'le, nu ți-e rușine un pic așa. Chiar n-ai bun simț? Adică, dom'le, ăștia fură livezele la toată lumea. Eu mă duc să iau un nuc care îl luau tot hoții. Îl aduc la primărie, în curtea primăriei. Aici, la primărie. Și mă tam, mă pui pe mine să dau declarație. Și mai aveam un băiat care făcea folosul comunității. Bălan Lip. Și zic, să-l pună părăți de declarație, îl afundam mai tare. Da, că am tăiat un... A venit cu jandarmi, atenție, au venit jandarmi și aveți obligația și am spus, îmi asum toată responsabilitatea, nu dau nicio declarație. Nici acel individ nu dă declarație, nu mă supun legii de data asta și vreau să viu să văd că mă legați pentru că am tăiat un lucru care urma să-l fure cei care au început. Deci să vedeți până unde a ajuns lucrurile. Nu ne-a ajuns. E grav că noi suferim. E grav. Aici e problema. Dar să vedeți unde a ajuns. Ca să dau declarație, eu primarul comunist a tăiat toată pădurea și s-a tăiat pomii fructiferi, nucii, prune, șpalieri furați și pe mine mă cheamă să dau declarație cum de-am tăiat nucul ăla și l-am luat. Atenție ce se întâmplă, oameni. În timp de o lună de zile noi nu l-am văzut odată nu l-am văzut pe sat. Deci am văzut pe toți după el. Ce a spus? Muncă de prevenție. A făcut prevenție, ați văzut dumneavoastră. Singurii care au venit, a trimis domnul Anastasie, da. O câteva echipe de jandarmi. Printre care i-a găsit și poliția că tăia nu. Crăpuneau că. Și acum de-aia dau declarații, eu zic, doamne, nu cu ei aici, așa, acum. E tăiat, e crăpat, e deci un nou aia. Deci ca să vedeți care e colaborarea între noi și poliție. Eu i-am spus, dom'le, nici mă nu ești subordonatul meu, nici eu subordonatul meu. Hai să colucrăm pentru binele comune, că țelul este comun. Pentru ordinea și liniștea publică și paza bunurilor cetățenilor. Uitați unde s-a ajuns. Sper că chiar cu dosar de pensie nu mai face treabă, domnule. El a prins vrea să încă 12 luni, îl dat în fund de activitate de comună, infracțional. El trebuia să plece, ăștia l-au rugat să mai rămână un an, că au fost cadrele astea tineri, încă trei aici. Și îl doare în fund pe el de problemele noastre din comun. Deci a rămas să dau declarații. Eu pentru am văzut, dar aici în comun l-am văzut niciodată. Deci s-au tăiat sute de nuci, sute de pomi fructiferi și a rămas să dea primarul declarații pentru un lucru care urma să-l furiesc. Dacă mai aveți alte probleme, dacă nu supun la vot, nu, comisia de specialitate. Comisia vizează favorabil. Da, deci supun la vot. Da, mulțumesc. Să trecem la punctul 3 al ordinii de zi, că ne-am lungit și mai avem multe puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a pajiștilor din patrimoniul privat al Comunei Cotrofănești de Zbacău, în suprafață efectivă de 537,74 hectare. Nicuță, du-te și te rog și invit-o cu doamna Mamiga la avem, pentru că este segmentul dumneavoastră și segmentul dumneavoastră. Eu îți prezint material, îți prezint și o cerere lăsată astăzi. Da, hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare, atenție, cu strigare, nu cu plicuri închise, ca să nu mai dea loc la interpretări, a pajiștilor din patrimoniul privat al Comunei Cotrofănești, în suprafață 537,74 hectare.
Consiliul Local al Comunei Coțofănești, județul Bacău, într-o ședință ordinară din luna februarie 2017, adică de astăzi, având în vedere expunerea de motiv a primarului comunei, referatul biroului agricol din 24.02.2017, prevederea ordonanței de urgență numărul 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea paștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/91, cu modificări și completări ulterioare. Prin legea numărul 86 din 27 iunie 2014, ordonanța de urgență numărul 63 din 1 noiembrie 2014, decizia numărul 13 din 15 ianuarie 2015, ordonanța de urgență numărul 15 din 27 mai 2015, legea numărul 156, legea numărul 156 în 22 iunie 2015, legea numărul 16 în 29 februarie 2016, legea numărul 159 din 19 iulie 2016, uitați-vă câte legi, cred că sunt vreo 10-12. Deci, cât a putut fi modificat o lege? Prevederile hotărârii de guvern numărul 1064 pe 2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a guvernului numărul 34 pe 2013 privind organizarea și administrarea exploatațiilor pajiștilor permanente, aici este pe legea asta achizițiilor publice și șoseaua și podul și ce vreți dumneavoastră, dar la pajiști este un capitol separat. Cu așa. Așa, 34. Prin organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, precum și modificarea și completarea legilor fondului funciar, numărul 18, pe 91, cu modificări și completări ulterioare. Prevederile ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, numărul 407 pe 2013, privind aprobarea contractelor, cadrul de concesionare și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public, privat al comunei, orașelor, respectiv al municipiilor, cu modificărilor și completările ulterioare, prevederea ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 544, din 21 iunie 2013, privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pășun, de pajiște, prevederile noului cod civil, prevederile hotărârii Consiliului Local Coțofănești, numărul 64 pe 29, 11/2016, privind aprobarea amenajamentului pastoral și ce stabilește modul de gestionare al pajiștilor pe teritoriul administrativ al Comunii Coțofănești. Prevederile hotărârii Consiliului Județean numărul Bacău, numărul 80 din 16.06.2016, privind stabilirea prețului medii pe tonă de masă verde obținută de pe pajiște pentru anul 2016. Legea numărul 213 din, pe 98, privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia, articolul 15. În temeiul prevederilor articolul 36, alinea 2, litera C și alinea 5, litera B, numărul 45, alinea 3, alinea 115, alinea 1, litera B și articolul 123, alinea 1, alinea 2 din legea numărul 215 pe 2001, a administrației publice locale republicate, cu modificări și completări ulterioare, propune spre hotărâre, articolul 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare. Cu strigare ce înseamnă? Aici va sta comisia, aici va sta ofertanții. Se scoate parcela și se strigă. Eu se pleacă de la prețul ăia. Eu dau mai mult, eu dau mai mult. Deci, care au experiența licitațiilor știe. Așa, cu strigarea suprafeței efective de 537,74 hectare, pajiști evidențiate în anexa numărul 1 din un total de 560,04 hectare pajiști, restul de 20,03 hectare fiind formate din tufărișuri, teren neproductiv și drumuri de exploatare, teren situat în extravilanul Comunii Coțofănești, aflat în proprietate privată a Comunii Coțofănești și administrarea Consiliului Local, categorie de folosință pajiște, către crescătorii de animale sau asociații de crescători de animale. Sub punctul B. Terenul va fi folosit exclusiv pentru pășunatul animalelor sau valorificarea masei verzi, adică poți să faci și fâneță, să o cosești, prin cosire cel puțin o dată pe an, fiind interzise edificarea de construcții cu excepția celor provizorii, adică o baracă, un gard. Exact. La punctul C. Închirierea se va face în baza cererilor crescătorilor de animale înscrise în RNE. Registrul Național de Exploatații, care se găsește la domnul doctor veterinar.
coroborat cu declarația pe care o aveți la Registrul Agricol la noi. Important este, la noi e pe proprie răspundere și acolo, important este ce se află acolo la medicul veterinar. Foarte important. Iar suprafețele închiriate vor fi în funcție de numărul de animale deținute. Deci fiecare câte număr de animale deținute, cu respectarea încărcăturii minime, conform legii, de animale pe hectar, stabilită prin ordinul numărul 544 pe 2013 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Deci sunt acolo și care a citit știe care e încărcătura. La punctul D. Închirierea se face pe o perioadă de 10 ani, conform recomandărilor din amenajamentul pastoral. De asta am făcut amenajamentul pastoral și vă arăt o adresă acum. Cine n-a avut amenajament pastoral și a închiriat-o, cum am avut-o și noi înainte, închiriere concesionată, a obligat în 2018 până în 2018, obligatoriu trebuie să-și facă amenajament pastoral. Altfel, toate contractele sunt nule de drept. Că de asta, adică au fost discuții și nu vreau ca să duc cineva a frânat treaba, că nu, așa trebuie făcut, așa e legea. Prețul minim al închirierii fiind stabilită pe trupuri, deci prețul se stabilește pe trupuri, nu toate trupuri la fel, cu diferență dintre valoarea ierbii disponibile, tot în funcție de amenajamentul pastoral că ei au stabilit. Știți că noi am făcut niște piețe de alea, cine a văzut a fost pe izlază. Am împrejmuit, i-au crescut, ca să poată să vadă ce brandament are. I-am văzut. Așa. Diferența între valoarea ierbii disponibile pentru animale și valoarea totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament pastoral, respectiv investiții materiale și lucrări anuale prevăzute în acesta, conform legislației în vigoare, după cum urmează. Deci pe fiecare tronson necesită anumite lucrări, nu pe toate. Sunt care, de exemplu, nu are arboret și nu trebuie tăiat. Deci ce? Bun, comuna Coțofănești, la Oancea Boiște, așa se numește. Nivel minim chirie pe hectar, atenție acum, 50 de lei, deci 500 de mii, nu? Da. De hectar pe an, per hectar. 500. La câte iarbă, la câte cantitate de curaj? 6 tone. Și da, la am cerut 6 tone. Bun. La dealul stânii, da, este 200, adică 200, de, 2 milioane de lei, 200 de am spus vechi, per hectar pe an. La ce cantitate? 13,25 tone. De la, da, 500 până la 13,25. Cum ați calculat diferența asta așa mare? Păi venitul ăsta e venitul. Creștea o dată, creștea o dată și ceva. Dar nu este adevărat. Este și în funcție de lucrări, că spune în formulă venitul minus cheltuielile și cheltuielile sunt aici în tabele 6.1a, 6.1b. Islazul este același. E nelucrat, e nelucrat din 1989. Specialiștii au venit și au stabilit ce trebuie făcut pe fiecare parcelă, din fiecare trup. Nu de noi. Și s-a făcut o medie pe trup și s-au scăzut cheltuielile și atâta rezultă. Deci conform nu m-am spus. Acum am stat și am calculat. 2 milioane pe an vine. Eu zic prea mult. Pe hectar pe an vine pe fiecare lună, 12 luni împărțit la 2 milioane, ar veni cam 120, nu nici 120, nu? Ce? Luni vă 16 lei. 16 lei pe lună. Da. Pe lună. Da, da, ca să înțeleg că e prețul minim. Da. De plecare. De plecare. Păi stați un pic. Și alte prețuri acum. De plecare, vorba de plecare. Să vedeți la zghiera ce preții. Am văzut că l-am în față aici. Așa, pârlituri Valea Bâlcii. 2.200.000 pe hectar, pe an. Remize, 2.200.000. Cireș, 2.000.000, mai puțin. Dealul Zghiere, aici e cel mai mult, e 3.400.000 pe an. Pentru că sunt foarte puține lucrări de făcut la dealul Zghiere. Sunt foarte puțin lucrări, deci s-a calculat și... Deci noi am făcut, n-am făcut noi asta, în funcție de amenajamentul pastoral, e stabilit. Dom'le, ce lucrări trebuie să fac? E stabilită de dumneavoastră, domn primar. Păi noi am făcut numai diferența între venitul, am mulțit iarba cu... Noi am făcut diferența între venitul. Și am scăzut cheltuielile.
ce e mare amponare? Eu nu știu dacă cineva s-ar angaja să facă așa ceva. Deci după ce ați venit dumneavoastră, deci chiar nici nu știam, după ce ați venit dumneavoastră, am intrat imediat pe Google și am scos pe anul trecut, i-am dat haștere închiriere pajii. Și dumneavoastră ați văzut la televizor că undeva unde sunt 4 milioane, dar acolo e 300 de euro, îți mulți apuse. Eu nu mint și n-am mintit în viața mea și nici nu o să mint. După ce ați venit și ați spus că așa, am intrat și eu pe Google și am dat selectare anul trecut. Nu hai din 2005 sau 2000, anul hai, trecut. O să vă spuneți, acolo. Da, dacă vă rog, cineva vă rog să vă uitați cât sunt, 400 de euro. Nu mai vorbiți, nu că sunt, nu te înțelegi nimic. Nu e nicio... Bun. Puteți să le luați, să vă uitați, primele 6 care au apărut pe Google, mergem și verificăm să vedeți cum vă apare, nici eu n-am știut. După aia când mi-a zis domnul Manuel că îi se pare bun, zic, hai să mă ușor, cât mai au alții. Păi noi n-am făcut, am făcut diferența între venituri. Hai să luăm comune alăturate, domnule, urechești, dar unde s-a existat așa ceva așa? Hai să prezentați la urechești. N-am făcut amenajament zoopastoral. Am înțeles și eu. Da. Toată lumea a făcut. N-au făcut. Nu-i mai primești nimic. Deci știți că noi a fost situația aia. Nu-i mai primești începând de anul ăsta. Acum e obligatoriu, începând de anul ăsta. Adică obligatoriu de anul trecut. Dar știți că și noi când am închiriat și din cauza că dacă rămâneau închiriate și totul mergea cum trebuie, era un preț de 70 de lei stabilit de noi. De lei stabilit de noi, dacă nu avem preț stabilit. Dacă ar fi mers și am fi închiriat. Hai să terminăm de citit. Da, vă rog. Haideți să luăm ordonanță. Eu înainte de eu citesc în continuare. Din punctul meu de vedere, închiriești cu mai puțin decât a fost înainte. Dar să permită legea, fraților. Facem așa că vrem noi. Așa că vrem. Că pe mine mă bucur. Adică să nu iau nimic, n-am luat nimic. Nu pe mine. Atenție. Da, vă rog, domnul Dinar, continuă. De ani de zile nu s-a luat nimica. Și a luat ceva înseamnă mai mult decât nimica. Deci nu am niciun interes, fraților. Așa. Cu noi, păi da. Prețul de adjudecare va fi indexat cu rata inflației anuale, iar chiriașul va avea de achitat și taxa pe teren conform prevederilor codului fiscal. La punctul E, contractul de închiriere se poate rezilia unilateral, adică poate o singură parte, așa, în parte sau în tot, în cazul în care intervine interesul public local, adică o lucrare de interes public acolo, și anume dezvoltare economică și ceva comun în interesul național. Deci trece o rețea de înaltă, de aia e cazul excepțional. La articolul 2 se aprobă studiul de oportunitate conform anexei numărul 2, care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Și o să vedem ce spune și acea anexă numărul 2. La punctul 3 se aprobă caietul de sarcini. Aici e foarte important. Conform anexei numărul 3, și o să vedem, cum arată și anexa numărul 3, caietul de sarcini. 50 de pagini. 50 de pagini citit. Ăla, cineva, cine participă la licitație, îl cumpără, că am pus un preț modic de 10 lei caietul. 10 lei. Așa, îl luați-l și unde aveți neclarități, vedem, domnule. Aici nu-i pe lege, nu-i pe lege. Putem să colaborăm, să vedem. Da. Nu pe lege să... este, dacă au dăm și neclarități. Nu, am zis, dacă au ei neclarități, și, cred, și consideră că nu-i pe lege. Da. Așa. Se aprobă caietul de sarcini conform anexei numărul 3, care v-a spus are 50 de pagini, dacă vreți să o citiți, care face parte integrantă prezenta hotărârea. La articolul 4 se aprobă regulamentul de organizare și desfășurare a licitației cu strigare conform anexei numărul 4. O să ajungi la aia. La articolul 5 se aprobă contractul de închiriere anexa numărul 5 la prezenta hotărârea. Acolo e contractul tip cadru. Modelul de contract. La articolul 6 se constituie comisia de licitație prin strigare pentru atribuirea închirierii contractului de pajit format din 3 membri conform dispoziției primarului. Asta o face primarul prin dispoziție. Și normal că am căutat să pun oameni care sunt pe domeniu. Și președinte va fi doamna inginer agricol Moise Vedă. Secretar va fi doamna Antochi Adina. Membru doamna Savin Tatiana. Membrii de rezervă, în caz că cineva... Ca mare conflict de interes, de exemplu, n-am putut... Uite, de exemplu, doamna Manolea care a lucrat nu poate, pentru că avem cererea depusă a domnului Manole să rude. Există conflict de interese. Deci nu poate face parte din comisia de licitație. Mm-hmm. Nici domnul secretar, pentru că era vorba să vină și soția are la licitație, are animale. Deci am căutat să respectăm legea ad literam. La rezerve, a Ileni Liliana, prezent aici soară. Și încă o fată în caz de se întâmplă ceva, de cineva, sau se îmbolnăvește, doamnă, că știu cineva. Antochi Adina Consilier. E la registru, la operator de rol, e și ea pe domnul.
Și mai apare o comisie, deci comisia de licitație, care am spus, sunt 3 membri, și cu cele două rezerve, și apare comisia de soluționare a contestațiilor. Dacă posibil după licitație, cineva să fie nemulțumit și să facă contestații la modul de desfășurare al, în ceea ce privește modul de desfășurare al licitației. Poate, de exemplu, poate conteste, dau un exemplu, să conteste pe cineva care era în conflict de interese. Și noi n-am știut. Deci poate, sau știu eu, poate contesta. Este o greșeală la rezervele astea. Păi Antohi Adina este secretar, nu? Da. Și este și rezervă, nu? Am greșit la rezervă. Trebuie altă rezervă. Da. Este Nuța Ulerul a doua. A doua rezervă. Da. Ulerul Elena, scuze. Ei, l-a bătut la asta și foarte bine că ați observat. Oricum nu rămâne așa, cu siguranță. Așa. Nuța, ați bătut de două ori, ați... Așa, comisia de soluționare a contestațiilor, formată tot din 3 membri, și de bea aici poate doamna Manuela să fie. Este doamna Miftorie Manuela, domnul viceprimar Văsiu Benone și doamna Iacob Iulia. Că nici una n-a putut, că tot așa. Deci nici și Iulia era, n-am putut să o băgăm pentru că era tot rudă cu domnul Manuela, n-am putut băga. Deci asta e comisia de soluționare a contestațiilor. Acum o să trecem pe anexele pe care le-am spus, le-am, sper să nu le greșesc. Așa, la anexa 1, centralizator suprafețe pași pe trupuri de Comuna Coțofănești de Subacău. Coțofănești, numărul de trup Pășune 1, Oancea Boiștea, bazin hidrografic Târgu Trotuș versant stâng. Suprafața efectivă, aici e suprafața, pe trupul ăsta Oancea Boiștea, suprafața de 49,56 de hectare. De e ce înseamnă? Drumul de exploatare. Suprafețe alte folosite. Drumurile de acces. Deci aici e tabelul care terenul... se evidențiază că suprafața este de fapt de 260, dar din care 20 de hectare sunt drumuri de exploatare. Da, în total e 50,64, dar realitate pentru drumurile reale 49. La închiriat se va face numai suprafața efectivă. 49,56. Da, da. Deci nu mai trec cu prima rubrică și închei. Așa. Da. La Coțofănești, dealul Stânii, trotuș versant drept, unde se situează, sunt 105,72 de hectare din 111, s-au scăzut drumul, la numai 105 hectare. La Pârlituri, Valea Bălcii, 262,24 de hectare, aici e foarte mult. La Reminte, Bălca, 22,11 hectare. La Cireș, 64,42 hectare. La Tămășoaia, 33,69 hectare. Total suprafață, cea reală, iese de 537 de hectare, 74, cu drumurile și cu terenurile agricole, cu ce mai, de 560,04. Așa. Tabel parcele pășune pe trupuri și suprafețe. Oancea, aici la Boiștea. Parcela, aici, Oancea Boiștea. Și aici e Tarlaua 5. Parcela 105, 104, 103, suprafațele 24, 30. Asta consulte fiecare. Astea 49,56. Adică eu vreau să le citesc, să nu zic mai am dănaș. Acum vreți să le citesc fiecare parte? Durează... E în caietul de sarcin, bravo. E să mă uit la anexa numărul... 2. Anexa numărul 2 este de oportunitate, că au fost cereri de la cetățeni și s-a inițiat închirierea în baza lor și până la 1 martie fiecare an trebuie da, e studiu de oportunitate, uite că aici. Da, deci uite, astea că le-am pus aici. Mai dacă da, la anexa numărul 2 e studiu de oportunitate. Deci s-a scos în baza cetățenilor. Aici exact, se repetă suprafețele 49,56 tot. Și aici spune iar, nu mai spun motivații legale cu hotărârea de guvern, cu lege, cu la, descriere și identificarea bunului. Obiectul propus pentru închiriere este un teren pășune cu suprafață efectivă 537,74. Ce spuneam, din 600 de hectare, din 560,04. Da, să vedem dacă mai e ceva interesant pe aici. Oancea Boiște, iar de trupul de 50 de hectare, dealul Stânii 500 de mii, deci e clar și aici. Anexa numărul 3, caietul de sarcini, cel de care spunea doamna Miftode. Deci dumneavoastră, atunci când o să o cumpărați, o să aveți documentație care va include caietul de sarcini, regulamentul, modelul de contract și mai sunt niște formulare. Și ceea ce trebuie să depuneți dumneavoastră. Și documentele care trebuie să le aduceți dumneavoastră. Da, trebuie să le aduceți.
Deci, în primul la RNE, la Registrul Agricol, de la impozite și taxe locale, ales cele mai importante, când aveți datorii. Vorba din anii de urmă, nu taxe locale. În anii de urmă ne prezice, nu am rostit. Nu, 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 în anii de urmă. În anii de urmă. O declarație că nu ați mai concesionat în alte unități administrative teritoriale. Nu se vin din afară nimic, bănuiesc, așa sunt prevederile. Uitați, nu. Deci a venit astăzi. Astăzi a venit cineva. La prima licitație, numai oameni din interior. Deci astăzi a venit cineva de la Cornăsel. Stați să vă explic. Și am explicat așa. Zic, știți că prima dată au drept de preferință cetățenii comuni. I-a zis că da. Zic, în cazul că vor rămâne suprafețe disponibile, atunci, la sfârșitul licitației, puteți veni și dumneavoastră. Da. Așa. După aia vine regulamentul, informații generale. Ce trebuie să respecte cel care vine la licitație? Nu cred că vă... Nu-i nevoie cu fiecare. Le citește fiecare. Le citește fiecare. La anexa numărul 5 e contractul cadru, care se va încheia în momentul în care îți vei adjudeca licitația. Și acolo luăm fiecare paragraf în parte și unele nu ne convine, vedem, cădem, tot pe lege vorbesc. Când se când se reziliază contractul, durata, prețul, când se plătește banii anual, bianual, de două ori pe an, deci toate chestiunile. Sunt prevăzute deja. Și cum se rezolvă conflictele pe cale amiabile, juridică, tot ce trebuie. Mai am vreo anexă? Mai am vreo anexă? Nu. Deci despre asta e vorba. Eu încă o dată mă repet și nu vreau să, nici să plictisesc pe cineva, nici să agasez pe cineva. Oameni buni, orice ban venit la bugetul local este de bun augur. Dacă, uite, dau un exemplu, dacă cu banii de aici pot să fac un șans cum e de la, la biserică, de la Bâlca, care tot rupe până la Troiță, jos în, de, în șosea, este foarte bine. Dar dacă nu luăm deloc, e mai bine? Eu sunt de acord, eu am spus, dacă se poate și cu, și cu 5 lei hectarul dau, dar nu să-ți permită legea. N-am nicio problemă. Deci, orice ban venit, pentru că am pierdut, s-au pierdut niște bani. Orice ban care vine la bugetul local, e un ban în plus. Adică, una să ai la salariul 10 milioane și una să ai 12 milioane. 2 milioane, să permiți să mai faci ceva. Deci, despre asta e vorba. Eu îmi doresc, dacă toată lumea și-a din tot sufletul, ca această licitație să aibă finalitate și să fie benefică pentru ambele părți. Și pentru crescători de animale, și pentru noi ca entitate, ca instituție. Normal. Primărie. Absolut. Și bine ar fi și bine ar fi să ia numai local în ce n-aș putea. Legea spune, a venit băiatul, a venit mă, la blicuță. I-am explicat unul. Și am spus omule. Vor mai veni, când o anunțați la ziar, vor veni, sigur. I-am spus omule. Dacă mai rămân, legea spune, dacă mai rămâne trupuri care nu s-au adjudecat prin licitație. Adică de cetățenii. S-ar putea să rămână la prețul ăsta. Eu gândesc că domnii consilieri ați gândească și majoritatea sunt crescători de animale. Eu accept orice propune a consiliului în afară să fie pe legea. Spune și mea, eu nu mai știu, nu te întreb la voi. Cât mai e subvenția acum pe hectare? 130 de euro, atâta. 2007. Stai, doamne. Stai, nu-i stabilit încă pe anul acesta. Nu, stai nițel. Zici de 160. Te rog frumos. 160 de euro. 2016. Cât e? 130. 130. 2017 sigur este mai mare. Pentru că până în 2019, ascultă-mă, până în 2019 este progresiv crescut, se va crește. Până în 2019. Aici s-a calculat pe subvenție din 2016. Da. De 2016. Deci, 100, deci cu asta trebuie să plecăm noi. 100? 130 de euro. Cât face 4,5? 570, da. Undeva la 570 de euro. 5 la 6 milioane. Dai 3 milioane acolo, cu ce mai faci curățenie? Haideți să... A, nu, problema este alta. Că de la, de la prețul ăsta prea licitația. Nu, păi și acolo e. Haideți să luăm în calcul tot spațiul. Prețul minim trebuie stabilit acum. Ăsta e minim. Ăsta e minimul. Ăsta e minimul. Ăsta e minimul. Eu am făcut... Ăsta e pragul. Eu am făcut un cal. Nu poți pleca, obligat. Deci, acest preț cine l-a stabilit? Ca să spunem clar. Acest preț? Da, așa. Deci, veniturile. A îngrădit suprafeții, a cosit direcția agricolă, piețe de probă, da, mai inginer poate să vă explice mai bine cu amenajamentul, spune da, dar nu mie, în special... Nu, ca să se înțelege cum s-a stabilit prețul și ăsta e prețul. Nu stabilește prețul consilierii sau... Și s-a stabilit o cantitate de masă verde care se recoltează anual de pe... Da, deci s-au luat de pe un trup. S-au luat trei probe de un trup sau două în funcție de cât e mare trupul și s-a făcut o medie pe trup, că nu poți să pui din loc, din metru în metru, probe. Așa.
s-a stabilit ce masă verde se obține. Că m-a întrebat domnul Manole, la una 6 tone oancea Boiești, 13 tone la dealul Stânii, 14,5 tone la Pârlitul Valdea Bâlcii, 16,25 la Remize, la Cireș 15 și la dealul Zgherii iarăși 16,25. Pe hectar? Pe hectar. Da, tone la hectar. 16 tone la masă verde. Această masă verde se stabilește cu, se înmulțește cu prețul publicat de Consiliul Județean, adică adoptat prin hotărâre de Consiliul Județean, prețul la masă verde pentru un an. Se ia o hotărâre că a fost 29 de lei pe tona de masă verde. Am înmulțit cât le-a dat la așa, cu 29 de lei, am obținut veniturile pe tarale. Apoi, OSPA împreună cu direcția agricolă, au luat fiecare trup la pas, au luat probe și de sol, s-au uitat de secări, de tot ce e de făcut acolo și au stabilit niște tabele 6.1A, 6.1B din amenajamentul pastoral, care prevă lucrările care trebuie să fie executate și dumneavoastră care o să luați, așa, deci va trebui să respectați lucrările care trebuie să făcute. Aceste lucrări sunt stabilite pentru o perioadă de 10 ani. Deci, volumul acestor lucrări aveți obligația într-un an să faceți o zecime, din, adică 10% din, da, din suprafața care, o... care crede că poate face mai mult, este în avantajul lui. Pentru că dacă, spre exemplu, Pajiștea nu e eligibilă la apă, imediat devine eligibilă. Dacă... De curăție. Da, și interesul comun este să aibă Pajiștele în perfectă stare și așa. Și... Apoi, tabelele astea au fost calculate de un expert în agricultură care lucrează la Ministerul Justiției, că noi nu aveam personal care să stabilească cheltuielile cu așa. Și s-a făcut diferența între venituri și cheltuielile, exact ce v-a spus domnul primar, și a rezultat sumele care au rezultat. Și apoi când domnul Nicu a zis că sunt prea mari, v-am zis că am intrat și eu pe Google în 2016 să văd prețurile și am scos primele 6, puteți intra de curiozitate. Și le-am dat mai departe, îs 400, 300 de lei la hectar, 270, 207 lei, deci tot prețurile alea sunt poate și mai mari. Deci, dealul Zgherii are cel mai mare preț pentru că sunt foarte puține lucrări de executat. Așa au stabilit cei care au venit, că sunt foarte... Și venitul și masa verde e foarte mare, are 16,25 tone la hectar, cea mai mare, și cheltuielile mici și au ieșit 340 de lei, în rest... Dom'le, știți câți specialiști au venit? Sunt eligibile 530 și bunii de plată 530. Nu, nu sunt toate. Nu, păi și atunci, ce plătim dacă nu e legea? De ce să vorbeți în cer? Păi stăți obligă, domnule, că toate sunt la ocel și am 10 hectare care eu, plătesc 3 milioane pe hectare. Și eu am 2 hectare cu iarbă și 10 hectare fără iarbă sau 5 fără iarbă. Dar problema mea este poate să fie un alt lasă, domnule, aia e altă zonă. Trebuie să faci curățenie pe izlaj. Asta nu are. Da, dar ați văzut cum curățenie 10% de mine. Oricum, când se vor da în primire, trebuie să meargă cineva pe toate. Părerea mea că... Nu știți câți oameni au fost aici de asta pe care a venit? Știți câți oameni au venit atunci când cei de la OSPA sau cei de la Camera Agricolă. De la Camera Agricolă. De la Camera Agricolă au fost 8 oameni acolo. Da. 8 oameni care merg în teren. Păi se ocupă cu așa ceva. Ei păi de noi nu ne pricepem de azi, eu cum să mă bag eu în ceva ce nu știu. Nu, dar așa și spune. Au venit și au venit de două ori. S-au dus pe teren. S-a bătut fiecare trup în parte. Fiecare trup în parte. O să fie filmat tot izlazul. Și o să vedeți dumneavoastră cât o să plătească oamenii ăștia care luăm izlazul. O să vedeți că o să luăm niște bani aiurea. Și după aia îi dăm înapoi, să știți, îi dăm înapoi pe izlazul, e dezastruos, nu e așa. Acum, eu nu v-am spus, nu zic nici corăutare. Acum, majoritatea din crescători de animale aveți oi și cei mai mulți aveți capre. Un izlaz care chiar nu-i curățat, caprele mănâncă acolo unii par verdeață de asta la altă, de nu sunt... Păi și nu zici să-l curăți, domnul primar? Ba da, aveți obligat. Ba da, dar 10%, de exemplu, dacă luați, domnul Manole, dacă luați, dăm un exemplu, așa, aleator. Luați 10 hectare. La 10 hectare într-un an trebuie un hectare ăla. Dar un hectare ăla, domnul, e păduri curată tot, domnule. E școlă de doamne, iartă. Câți oameni folosești într-o zi pentru un hectare? Să zicem, chiar dacă ați nimeriți o hectare neeligibilă. Pentru hectarul ăla. Într-o zi, un hectare ca să facă? Nu, pentru anul ăla. Cât plătești la hectarul ăla? Eu, dacă ai o drujbă
Și ai trei oameni. Nu știu când termin. L-ai făcut într-o zi. În două zile faci un hectar. În două zile faci un hectar. Domnule, dar smărăcini, nu mă uite așa smărăcinii, ce să fac cu drujba? Uite, domnule, chiar puțin pe zghiera. Domnule, Eu pe dezastru ce e acolo, domnule. Era contractat. A prins în două, trei lucrări că a curățit. Da, domnule, nu, dar chiar ai curățit. Și pentru cum? Dar aveam dreptul, domnule, să-i spun. Dar n-am plătit. Dar cum i-ați plătit, băie? Păi, dar nu i-am plătit, domnule. Cum îl faci la ajutor? Deci ăștia la ajutor sunt cei care pot curăța. Așa ceva nu se permite. Dom'le, dar cum de ăștia la ajutor? Cum se permite? Dar se permite, domnule, sunt lucrări de muncite calificate aici. Dom'le, dar ce ăștia care îmi fac șanțul, îi plătesc, domnule? Îi plătesc? Dacă fac curățenie. Eu zic că nu o să fie nimeni la licitații, mai ales la 3 milioane. Eu nu cred că cineva își permite ca să dea 3 milioane. No, doamnă, să... există vocale legale să fundăm cu 1 milion? No. A, un singur loc, ar fi cum. Deci să înțeleg că legislația e atât de salvatică încât nu putem îngăla. Dar gândiți-vă, deci nu puteți intra pe pășune dacă nu concesionați să mă închiriați. Bun. Dacă ați dat banii de mâncare aia care trebuie să o luați la animale, ce nu faci? Spre exemplu, hai să nu mai vorbim. Doamne, calculul așa, ei calculul dacă ar crește iarba fără să o pască nimeni și ai vin. Doamne, ai făcut calculul. Da. Doamne, corect. Sau dacă ar fi să cumpere, că nu ai voie pe pășune. 160 subvenții pe hectare, aproape 7-8 milioane. Nu, din 7-8 milioane, dai 2 milioane la primărie. Dar rămân 4. 2 milioane, da. Hectare pe an. Dar păi mai e problema. Rămână aia dacă faci treabă. Și dacă ați luat 10 hectare neeligibile, să trebuie să nu cunoască. Nici eu nu cunosc pe eligibil sau neeligibil. Domnul Manoane, mă ascultați pe mine. Să ziceți că luați 10 hectare, nu știți care sunt eligibile și neeligibile. Nici eu nu știu, că nu m-am dus la apă, așa nu mă interesează. Aveți obligația să curățați unul pe an. Ați curățat unul în primul an, că nu aveți bani mulți, ăla devine eligibil. Ați luat anul viitor bani pe el. Anul următor mai curățați unul, poate aveți mai mulți bani și curățați două, trei și devin amândouă eligibili în al doilea an. Păi pe 10 ani puteți face destui bani. Dar puteți intra pe profit, pe bani. Și așa nu-i vrați pe pierdere. De exemplu, zghiera mi se pare că este nu, dar lucrările impuse sunt mici și mai avantajos, că devine mai repede eligibil. Sau Neanicu, gândiți-vă, zghiera are cele mai puține lucrări, ăla imediat devine eligibil. Nu ai făcut de fapt că-s lucrări puține. Păi, dați-vă să veniți pe trupul de pășune care vă cumă mie. Și bravo imediat. Eu zic să o supuneți la voții, dacă domnul consilier că... Eu asta vreau să scot în relief, ca să răspund în numele tuturor consilierilor. Domnule Chiole, la acest preț este minim și nu... putem noi influența absolut. Eu de trei intervenții am vrut să se clarifice acest aspect. Că nu putem influența noi, deci noi practic trebuie să aprobăm acest minim și modul de concesionare, nu? Absolut. Atât. Se pornește de la acest preț. Da, păi am spus prețul minim care nu este stabilit de noi. Deci mai este ceva. Deci mai este ceva care vreau să... Deci în momentul când se va avea loc licitația, da. Să zicem, pe plicul care o să veniți, o să trebuiască să scrieți de la început, ca să nu fie atunci vă alegeți parcele. Când depuneți plicul, se scrie numele dumneavoastră. Și licitezi pentru parcela. Și spuneți, tarlaua, parcela, pentru care, licitezi? Deci pe plicul de licitație. Trebuie trei licitanți. Nu trebuie trei licitanți. Nu, la asta cu strigare. La strigare nu. La strigare nu. Numai la plic. La strigare nu. Închis. La strigare numai una, mai. Așa. Și, spre exemplu, se începe licitația cu parcela cu care. Înțelegere, dacă am putea să ne înțelegem. Aia e treaba, nu ne băgăm. Păi stați puțin să vă explic. Deci dumneavoastră a zis parcela cu tare, a mai vrut cineva parcela asta dintre cei care vin. Doamna ingineră care să fie președintele o să înceapă. Prețul minim, tarlaua, prima tarlaua, Oancea Boiești, parcela, prima parcelă care e acolo. Prețul minim 50. Cine dă mai mult?
dintre cei care s-au înscris, unul se poate retrage. Pe acea parcelă care s-a înscris. Unul se poate retrage. Care stă acolo, mă duc să pască animalele peste Aron acolo. El al lui trebuie să fie dar la oaia domnule. Vă puteți băga, dar nu știu dacă vă convine să vă duceți în altă parte. Fiecare caută cât mai aproape. Dar vreau să vă explic că dacă pentru o parcelă nu este decât un singur doritor, ajudecă la prețul mic. La minim la ori plecare. Acum nu știu dacă mă e valabil și asta vreau să-mi trebuie, stați un pic. Numai, nu știu, dacă nu se ajudică licitația la primul la primul termen. Ce se întâmplă? La primul termen. La primul termen. Ce se întâmplă? La licitațiile la altă, că acum nu știu, se mai scădea. Aici era. Deci prețul bine. Aici chiar nu mai știam. Deci în afară, aici asta. Deci stați puțin. Deci, atunci se stabilește și cine... Deci, spre exemplu, că dumneavoastră și cu dumneavoastră ați licitat pe aceeași parcelă. Dânsul a pierdut, că dumneavoastră poate ați da mai mult. În cadrul aceleași ședințe, la parcelele disponibile care rămân la sfârșit, dânsul se poate orienta spre altă parcelă care crede dânsul, dacă vrea. Dacă nu, nu. Și... În completare, ca să tot ajungi. Ca să vă rămână fără parcelă, dacă e pentru o parcelă, dar nu... Avem interesul să o dăm cetățenilor noștri și de aia, deci le dăm facilitatea. Deci, care nu interesează, poate să se înțeleagă între ei, noi să cădem unul peste celălalt. Asta nu-i bine să vorbim noi, lasă-mă vorbim. Sau dacă cădeți, unul a dat prețul mai mare, dumneavoastră, poftim? Prețurile astea cuprind și TVA-ul. Da, asta nu, că noi nu lucrăm cu TVA. Dar nu că nu lucrăm cu TVA, fără... Domnul primar, vreau să spun și o problemă. Da. De exemplu, toloacele. Da. Situat în suprafața care este acum împădurit, că acolo e dezastru, da. Cu mărăcini și cu da. Salfumola e pericol. De exemplu, mie nu-mi convine ăsta care ia pe cine și izlazul mai curat față de toloace și se încadrează la vinul și licitează acolo în Cireș, de ce te duci pe toloace? Vinul și licitează la Cireș. Deci la partea ar să fie munca mai multă și în partea ar să fie lunai convine. Dar licitează automată să iei și parte cu... Așa, eu știți cum am vrut eu? Cum am vrut eu, dar nu s-a putut. Eu am vrut așa, de aici, de aici o să plec, o să pleacă, o să plece. Știți cum am vrut eu? Cum am vrut eu, dar nu s-a putut. Eu am vrut așa. Bă, îi dau 10 hectare de eligibil, îi dau și 3 neeligibili. Domnule, așa ar fi. Și eram 3 ani de zile în 5 ani, să-i dau așa. Dacă e prevăzut undeva, domnule. Domnule, dar n-am putut face. Dar nu este, nu este prevăzut. Păi n-am spus că nu e prevăzut. Mie asta toamnă mi-a căzut o vacă, e dat pe acolo la toloace. Și n-am putut să ajung, că a fost o situație care am fost, n-am putut să merg. Și m-am speriat, dar în fata. Hai să, haideți că vreau să... Veniți voi la licitație și vă luați parcelele. Dar ce acolo? Și lăsați-le pe alea să le ia celălalt. Cine? Voi, crescători de animale autohtone. Cine vine la terenie? Vin ăștia din afară. Mai dai în afară. Mai Nicule, la a doua vine în afară mai. Și ne permite să ne luăm la ceartă cu oi acolo. Dar nu mai veniți la boalicitate. El vine cu 1000 de oi pe 30 de hectare și automat... Dar la boalicitate nu mai aveți ce căută. Păi nu, domnule, dar el vine cu 1000 de oi pe 30 de hectare care îl știam la două ani. Și după aia vine peste mine, peste ăla, peste ăla. Nu, dar n-ai foie. Conform NEI-ului, eu mă uit câte are și câte parcele pot să-i scot eu la licitație. Iese scandal așa, domnule. Dar n-ai cum mai, băi, Nicule. Dar dacă tu vii cu, ai 30 de capri. Domnule, comuna acopere cu animale care le aveam acoperit tot izlazul. Mai ales că eligibil a spus că este foarte puțin. Eligibil e 220. Nu se știe dacă e 220. E posibil să fie 530. Băi, ascultă. La persoana a doua care licitează pe Șarlau aici. Tot e eligibil. Atâta timp cât a stabilit cantitatea de masă verde pe această toată suprafața, neeligibil sunt 33 de hectare care sunt drumuri și nu știu ce. Este o medie, cred, cantitatea de... Dar nici o legă de acolo. Este o medie și la lucrări și la lucrări. Aia se include între ele. Vedeți că aici mai văzut. Aia care au vaci. Știți ce se întâmplă? Că la o să-i dea o negație, domnul, o să-i dea o negație lui cel care are sau mie sau lui, și se pască vaca acolo, dar fără să producă niciun fel de muncă. Și ia banii cel care are vite mulți. Îl gestionează pe teren. Dar n-are voie să depășească o unitate vită mare pe hectare. Păi nici nu este o unitate vită mare, e 0,81 cel mai mult. Nu, deci ai voie, legea permite... Nu! Nu, deci încărcătura optimă stabilită de Camera Agricolă este de 0,85-0,60 cât este. Dar legea spune între 0,3 și 1. Noi am făcut un tabel cu încărcătura minimă, optimă și maximă și care cât poate cât fi. Cât e pe o unitate vită mare? Cât e hectare? 3, până 1, 3. Nu există. Un hectar pe unitate vită mare și minimul e de 0,3. Maxim sau minim? Maximul 3 hectare și minimul... Cum? Maxim un hectar, doamnă? Maxim. Minimul. Minimul, e un hectar, dar atât. La voi,
Din 7 ori. 6,6. Se repetă 6,6 în perioadă și locul 7. 7. 7 oi pe hectar. 7 oi egal o unitate vită mare. Adică o bovină adultă. Deci o bovină un hectar? Da. Asta. Vă rog să vă mai uitați odată. Un hectar până la 3, că e 0,3 încărcătura minimă. Dar uitați-vă, chiar uitați-vă, că aveți la îndemână. Păi așa e. Păi nu este, domnule. Cum să nu fie așa? Cel mai mult e 0,81 unități vită mari. Cât sunt? Asta este propunerea optimului. Deci cei care au propus de Camera Agricolă. Funcție de calitate a pajiștii și a producției. Deci de la 0,3. De la 0,3 la unitate vită mari. Câte hectare ar trebui de la 0? Pornim cu 0,3. Câte hectare ar trebui pentru o unitate vită mare? Păi ne permite. De la 1 la 3 hectare. 3 hectare, nu? De la 1 până la 3 hectare. Da, de la 1 la 3 hectare. Da, atât de. De la 1 la 3. Ei, trebuie studiat bine ăla, da. Să vedem ce înseamnă. Că minima e 0,3 și atunci vine 3 hectare la o unitate vită mare. Vită mare, da. Și maxima e 1 hectare. Da. Deci între... 1 și 3 hectare. Păi și dumneavoastră n-ați mers cu 1 hectare? Cu 1 hectare ați mers sau cu 0,3? Dumneavoastră trebuie să vă încadrați între 0,3 și 1. Aveți tabelă de conversie, aveți... Am spus minimul 0,3. Sunt trecute acolo. Și ce este optim și indicat de cei care au făcut amenajamentul pastoral, funcție de starea actuală a pajiștii, de calitate și de cantitate de producție de masă verde pe hectar. Au indicat asta. Dar având în vedere acel tabel de conversie cu 0,3 până la 1, adică pe vederile legii, noi cum ar veni. Ne permite legea. Deci noi nu încălcăm. Dumneavoastră nu încălcați coborând la 0,3. Nici pe departe. 1,3 a fost la vită mare. Da, 0,3. A fost. Deci, nu 0,3. Mai, hai să discutăm. Între 0,3 și 1. La deci 1. La vită mare a fost 1,3 de când a fost legea asta. Funcție de vârstă. La vită mare, acoperire pe hectar. Nu de acum, e asta, nu e o noutate. Adică vă referiți la 1,3 hectare pe vită, pe vită mare. Nu, atât ai, 1,3. Deci, un animal mare... Scrie la amenajament, acolo uitați. Scrie, o să aveți. 1,3 sau 1,3? Aveți un amenajament. Mai e Florin. 0,3 e vorba de capră oaie, vrei. Hai să discutăm românești. Iar vită mare e vorba de... De vacă. 3 hectare pe vacă. O vacă e unitate vită mare, una. Da. Iar mai mare oi, iar oi, 7 oi la o unitate vită mare. Da. O bovină la peste 2 ani. Îs 3. O bovină peste 2 ani. 3 vitei de unitate vită mare. Poate să ai una 3 hectare. La cal, la cal e unul. E un hectar. Unitate vită mare, nu e hectar. În principiu, adresez următoarea întrebare. Noi, consilierii comunii Coțofănești, putem umbla la... Redevență. La redevență? Nu. Nu. Atunci, asta este răspunsul celui care ne pune legea în față. Deci, ne cere aprobarea în conformitate cu legea. Și atunci nu poți să spui, da? Că făcând scrisoare la prefect, prefectul îți trimite înapoi această lege. Deci trebuie să știm lucrul ăsta. Dacă aprobă toate actele normative. Dacă aprobă consiliere... Nu, toate actele normative care se iau de Consiliul Local și sunt în afara legii, devine nulic de la prefectură. Sunt supuse controlului de legalitate. Absolut, deci am mai avut cazuri. Contenciosul, doamne. Asta, dar putem dată care în contenciosul. N-am avut, am avut. Durea. Da, asta e 3 luni de zile durează, domnul Farca. Am avut cu barda rioasă, am avut cu aia, am avut. Deci, în orice vot al nostru, în afară de ce, cel ce este legal, în afară spiritul și litrii legii, devine nul la prefectură, să atacă în contagios. Atacându-l în contagios, devine nul. Și iar vini, atent, se anulează licitația, și iar vini și iar durează, iar voi aveți termen până la sfârșitul lui mai de depunere a documentației. Eu mi-aș dori la ce mult. Cine legea a spus domnul administrator? Cine legea? 334. Nu, OGT 34 pe 2003 și toate modificările ulterioare. Nu, 334. Care se referă la redivență, minimul și maximul. Tot asta este neamită. Stați o leagă să înțeleagă, haideți că nu plecăm din așa. Vreau să vă dau eu. Ați citit acolo, dar n-am legea.
Acum vă dau eu pasajul din lege. Mi se pare că articolul 9.3 din OUG34 actualizată. Articolul 9.3 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 34. Ordonanța 34 e mare, dar... Nu, a fost actualizată de foarte multe ori. Și care se referă exact numai la capitolul pagini. Deci s-a îngreunat, destul de puternic acordarea acestor subvenții. Deci imediat vă zic. În concluzie, noi trebuie să aprobăm minimul de care se pleacă, nu avem ce face. Deci te rog, supune. Chiar dacă nu ne convenim. Sunt unii nu convenim, că-ți crezi că vă plăcăm ceva. Da, stați că vă voi curăți. Aici știți și... Eu zic că noi ar trebui să lucrăm în folosul crescătorilor de animale. Și așa am mai rămas câțiva și sunt cu animale puțini. Mai Florine, tocmai aici o să fie... Tu ai perfect să vedeți dumneavoastră că o să iasă conflicte. Pentru că, de exemplu, mă uit aici la Cireș. La Cireș, eu încă nu m-am înscris pentru licitații. Tocmai de asta. Am și puține animale și nu, am zis că nu... La Cireș vor fi mulți. Că e locul unde merg vacile coțofăneștului la păscuri. Ei, dacă cei care se înscriu la licitații pe terenul la Cireș nu vor vorbi aceeași limbă și nu vor fi uniți, prețul va crește pe hectar. Păi stai mă puțin, că la Cireș e 64 de hectare. Băi, cum e aici? Florin. Deci 64 de hectare. Ai vac acasă? Nu, dar vreau dacă să spun. Dacă n-ai vac, taci și ascultă și vorbești la urmă. Bă, dar trebuie să iei în calcul că e puțin aici. Păi trebuie să iei în calcul că vacile acolo pasc, acolo sunt vaci, multe din coțofărești. Și vorbesc. Sunt de ce așa discute în bulonul la Sirdic? S-au dus ăștia ca în necăștia, ca la un prea mântuvatul când lucrează într-un asta, eu. S-au dus cu niște prețuri de nu scoate banii pe lemn, ei merg în pierd. Nu, ei s-au dus pe mentalitatea veche, domnul. S-au dus pe mentalitatea aia veche, că licităm pe parchetul ăsta de lemn, și mai furăm de scoate din pământ și din colo. N-au luat în calcul faptul că s-ar putea să nu mai poată scoate de acolo. Aici e problema. Însă, la noi aici, problema este pe următor. Eu zic că până la să ajungem la un păcare între toți crescătorii de animale, că toți trebuie să vorbim aceeași limbă dacă ținem la ceea ce facem. Ei, ca să nu mai pățim ce am pățit. Eu mă gândesc totuși că dacă nu vom participa, nu vom veni la licitații prima dată, eu cred că prețul ar trebui să scadă. Nu, că a doua oară vine aia de afară. Din altă parte. Vine de altă și ăla de bani. Dacă pe bani nu se uită. Păi și atunci ăla de afară zic vorbim. Dar atunci, domnul, în ultima rând are bine așa. Dacă e lege, poți să votezi în altfel? Devine nul la prefectură, devine nul de la prefectură, te-a dat în contagios, domnule, am mai avut documente de ieseu. Deci nu putem Măi, dar ce e aici, măi, suntem la piață, ce vineți eu? Îmi permit să propun un loc domnului președinte. Comisia de specialitate, punctul de vedere. Comisia juridică, două sunt pentru vot, pentru și ce problemă? Majoritatea e clară, este pentru. Că? Este consultativ. Ceva legal, nu avem ce face mai mult. Acum, supunem la vot în totalul în discuție. Adică, să vină, unul suntem toți. Dar cine a plecat? Adică vine domnul director. Hai, e Florin Farcaș. Florin Farcaș. Da, hai. Adică vine, că... Deci Comisia Juridică are două voturi, pentru și un vot abține sau pentru. Da, trebuie să știm când dăm votul împotrivă sau pentru, că dacă este în spiritul și litera legii, a vota împotriva legii nu e corect. Ce dreptul omului de a se abține? Da, e drept. Dar e normal. Dar noi nu putem aproba mai puțin decât minimul de la care se pleacă. Încălcăm legea. Da, supun la vot. Cine este pentru? Spiritul și cum s-a prezentat? Da, cine se abține? Da. Cu specificația, că vă mai interesează, dacă poți de reașa în alte locuri, sunt alte situații similare, nu avem nimic împotriva.
Da. Interesul nostru este să dăm crescătorilor de animale aceste suprafețe. Da. Adică atunci trece la punctul 4 al ordinei de zi. Haideți că mai avem încă 6 puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici a investiției modernizare drumuri de interes local în comuna Coțofănești. Dau cuvântul domnului primar. Modernizare... Poate ai zis, nu? Drum. Drum. Punctul care-i punctul? Drumuri de interes local în comuna Coțofănești. Punctul 4? Da, punctul 4. Ne-am prostit aici cu atâtea discuții. Da, dar tot e grea. Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Coțofănești. Având în vedere și expun, nu mai expun motivația legală, n-are rost. Da. Așa? Merg pe Consiliul Local, propun, se aprobă documentația, întocmirea documentației tehnice a proiectului modernizare drumurilor de interes local în comuna Coțofănești, județul Bacău. Se aprobă indicatorii tehnice economice a investiției, modernizare drumurilor de interes local în comuna Coțofănești, județul Bacău, precizați în documentația tehnică. Așa. Articolul 3. Valoarea totală a investiției este de 11.943.526 lei, adică din ce este 11.110.000.000, cam așa zis. Inclusiv TVA, din care sper că am făcut bine. Buget de stat 11.385.730 lei, inclusiv TVA de 19%, buget local 5, deci și partea noastră de cofinanțare, 557.797, inclusiv TVA 19%. Se aprobă cofinanțare de bugetul local cu, 500, cu suma care am spus-o mai înainte. La punctul 5, proiectul se va depune spre finanțare spre MDR APEL, Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Programul Național de Dezvoltare Locale, etapa a doua, PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Locale, programul 2. Noi am avut programul PNDL 1, am avut ce am terminat mai acum. Articolul 6. Se numește reprezentantul legal al proiectului integrat pe domnul primar Olariu Veră, primarul Comunii Coțofănești. Acum, ca să vă detailez repejor, este vorba despre în cele trei sate, Coțofănești, Bârca și Borșan, și dacă vreți vă dau toate tronsoane, dacă aveți răbdare și dacă vă interesează, deci toate drumurile laterale care converg în șoseaua asfaltată, le-am prins la asfaltare și am luat-o de aici. Drumul care vine până la învârtitoare, drumul care pleacă la domnul Ghebuș, la Liliana Bene până în Prunt, drumul care iese la Trif, drumul care inclusiv cel care urcă la Marinică Paiu, drumul care duce la Rom, drumul care duce mai sus, mai puțin care duce la Coșuri, nu, nu merge, că e extravilan, drumul care duce la Voicu, la teren, la Adina Dumitrache. Deci tot ce înseamnă capete de drum. Coțofănești, Bârca. Drumul care duce la biserică și ne întoarce în partea cealaltă. Drumul care vine la punte. Drumul care duce la Neamitică Ulerul pe partea cealaltă și iese la Dascălu, la Butu, la Ghit, pardon. Drumul care duce la Stela Luancea. Și iese, ieșim pe dedesubt și ieșim pe la Vițile Primar. Ieșim pe la... Nu, nu, nu. Da. Stela Luancea, ieșim pe sub Părău, da, și ieșim la Vițile Primar. Drumul care duce la școală, spre Nea Uleru, spre Marian Moroianu, deci tot ce înseamnă capăt, inclusiv drumul din capătul ăla de la Troiță, de la Sfânta, cum îi zic ei de acolo, Stiru. De la Știru. Deci am prins toate capetele de drum. Borșan, drumul peste grădin, drumul la biserică, drumul care vine spre Bârca, drumul care se duce la Nilul Damian, drumul care face legătura aici, între voi. Așa. Deci toate capetele, am prins toate capetele de drum. E un program, dacă vrea bunul Dumnezeu și prinde în finanțare, terminăm cu asfaltare pe toate ulițele și ulicioare. Asta este, despre asta este vorba. Și începe primăvară treaba? Nu promit că începe execuția. Mâine am o întâlnire, Avem o întâlnire cu doamna vicepremier, doamna Șaideh, la ora am pe telefon, la ora 2, la centrul de afaceri la Bacău, în care vom discuta această problemă. Noi am discutat și eu am fost la București între 22 februarie și am discutat, am fost la Parlament, probabil că ați văzut imagine din Parlament cu primarii și după aia am avut o discuție și cu salarizarea, cu doamna ministrul muncii, cu doamna Urguța Vasilescu, am avut și cu premierul, am avut discuție și cu domnul Dragnea și cu... am avut discuții ample și în Parlament, bineînțeles, cu cei care, fiecare ce e interesat. Deci, dacă prindem acest program, care eu nu știu când va începe execuția aia, noi acum facem documentațiile, de-abia suntem în pas de documentație.
și, dar, și nu avem la PNDR, eu vă arăt acum ce avem, foarte multe prinse. Dar despre asta e vorba. Comisiile și dacă aveți... Deci toate drumurile prinse, nu-i scăpa niciun. Aveți deja vorba. Comisii. Atunci, supun la vădă. Da, mulțumesc. Trecem la punctul 5, da? La punctul 5, în modernizare, pot peste pârâul Bâlca, cu una pot să o fănești. Iar nu mai trec peste motivația legală și vin direct. Acest pod este tot pentru PNDL, programul PNDL, programul național de dezvoltare locală, PNDL 2 se numește și celălalt a fost PNDL 1, tot cu bani guvernamental, nu și europene, atenție, nu și europene, sunt guvernamental de la Guvernul României, nu știu dacă la rândul lor accesează europeni, pe chestiunea asta vorbesc, pe investițiile astea, este podul care vrem să-l facem la Dallas. Dom'le, acolo e o comunitate destul de importantă, sau 50 de case, 60 de case, nu poți să-i lași așa și trebuie să facem un pod ca lumea și nu-l facem numai, cum am zis eu atunci, de trafic ușor. Pot, pot, cu două benzi, cu alee pietonală și pe partea și pe alta. Dar aici mai avem o problemă, vedem cum se va întâmpla, că trebuie regularizat cursul pârâului Bâlca, ca să poată să prindă regularizarea, să știe unii curge, care e malul și care nu e malul. Deci e un pod. Aici trebuie aprobat și indicatorii tehnici. Este valoarea asta estimativă care am făcut-o noi. Mai avem documentații la toate. Valoarea estimativă este de 3.388.958 lei, inclusiv TVA, din care la bugetul de stat 3.209.445 lei, inclusiv TVA, și la bugetul local 179.513, pe care înseamnă 2 miliarde aproape, sau ceva de genul. Deci despre aici avem documentații făcute. Aici mergem pe cifre, aici deja. Pe cifre reale. Și aici avem, știți foarte bine că Tămășoaia nu l-aveam prins, tot pe PNDL 2 prins, este suma totală, valoarea investiției este de 2.285.575,7 cred că a fost să spună, 2 miliarde, cu sumele astea, cu banii ăștia, nu prea mă. Buget de stat, 2 milioane, 156.593 lei, buget local este 129.164 lei. Deci, ăștia sunt indicatorii. Deci, drumul Tămășoaie. Drumul Tămășoaie, cu tot ce înseamnă drum cap-coadă, din DN11A până sus la mâine acolo, și plus am prins și laterale, că intri la Cojocaru, cine cunoaște Tămășoaia, da, acolo pe jos, ca atâta, o singură străduță avem acolo. Mai e una care duce la Ampârâul, nu putem intra acolo, sus, capăt. Și aia. Deci, și în cazul ăsta, dacă reușim ăsta, avem asfaltat toate drumurile și toate ulițele din Comuna Consolului. Și mai avem ceva, supuneți la... Da. Comisia, vă rog. Bun. Atunci supun la vot, dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Bun. Trecem la punctul 7. Punctul 7, aceeași chestie, tot PNDL-ul. Știți foarte bine că eu tot am pomenit și în raportul primarului cu planul de măsuri ce avem de gând cu planul de investiții și am zis de grupurile sanitare de la școli. Da. Nu corespund. Și trebuie făcut pe norme europene. Și aici am prins la toate școlile, inclusiv la cel de la Borșan, că poate îi dăm o altă utilitate. Deci, grupuri sanitare conform normele europene, în care, vedem dacă mi-a făcut un deviz estimativ la ăsta. Dar în ce suprafață este până la urmă? Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în proiectul extindere cu grupuri sanitare, extindere, că treci de clădire, de astea, da? Grupuri sanitare și modernizarea școală gimnazială. Și am prins și școala, modernizarea școlii gimnaziale Coțovănești, Comuna Coțovănești, județul Bacău. Este vorba de cele două corpuri de școală în care să le schimbăm acoperișurile. Paiante cu tot, cele vechi, B-ul și C-ul. Proiectul se desfășoară tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală, sub programul Modernizare Satului Românesc, domeniul unității de învățământ preuniversitar, respectiv grădinița școală, adică din programul unii se încadrează astea. Și avem și valorile, da. Valoarea totală a obiectivului este de, la cele patru școli, inclusiv cu reabilitarea la C-ul și D-ul, este de 2.491.522 de lei, inclusiv TVA, e cu banii vechi. Asta înseamnă 249 de miliarde sau 24 miliarde. Din care se aprobă cofinanțarea de 185-385 lei TVA. Deviz general actualizat. Acum după mai fi greșit cu cifrele astea, mă. Deci asta ar mai fi și mai avem, vedem.
Și mai avem ceva. Da, tot. Adică un program foarte îndrăzneț. Foarte îndrăzneț. Pe care dacă nu reușim să-l ducem noi la cap și inclusiv persoana mea, îl duce ceilalți care au venit. Mai avem? Supuneți la vot asta. Da, comisia vă rog, întâi. Da, atunci supunem la vot. Mulțumesc. Și mai avem, după cum bine știți, eu am prevăzusem ca... Prevăzusem, împreună cu dumneavoastră, consilier... Punctul 9, da. Punctul 8. 8, da. E vorba de construirea unui sediu de primărie nouă. Știți foarte bine că discutam aici în parc. Avem proiect, aici avem proiect. Aici vreau să fie administrație financiară, poliție locală, bibliotecă, deci tot, iar primăria să fie acolo. Asta nu e chiar o oportunitate, că avem... Am mai avut noi proiectul. Da, e de asta vă spun că e de mult. Am proiectul tehnic, aici e foarte important. Da, și dacă se obțin bani... Și dacă se obțin bani, n-ar fi păcat să nu... Dacă le facem chiar pe toate astea și cu canalizare, chiar nici nu prea mai ce mai facem. Trebuie întreținut unii mai greu. Așa, iar aici documentația nouă se aprobă și să trecem la indicator. Valoarea totală a investiției este de 2.079.743 lei, inclusiv TVA, din care ceea ce te spună primăria este de 160.123 lei, inclusiv TVA. Asta e tot ce vrem să prindem noi în programul PNDL 2. Deci, să repetăm, asfaltare drumurilor locale, tot ce înseamnă Coțofănești, Bâlca, Borșani, toate capitele de uliță, toate uliceale, asfaltare, pentru că restul avem asfalt, da, drumul de asfaltare drumul Tămășoaia, după care podul la Bâlca, după care școlile cu grupurile sanitare și cu acoperișurile, după care setul de primărie nou. Deci un program extraordinar. Toate astea... Mă rog la... A, și grădinița o avem care trebuie să înceapă. Aia e altă. Aia trece la execuție anul ăsta, nu? Aia trebuie să treacă la execuție. Sigur. Deci eu îmi doresc lui Dumnezeu să ne ajute Dumnezeu să le începem. Da, aveți favorat. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc, abține cineva? Nu. Punctul 9, domnul... Raport de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunal. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului în Asociația de Dezvoltare Intercomunitare ADIP. E vorba de ADIP, analizăm solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Bacău, în baza prevederilor ordonanței de guvern numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificări și completări ulterioare, apreciem oportuna inițierea proiectului de hotărâre și îl avizăm favorabil. Și acum vă citesc proiectul de hotărâre, expunerea de motive. Nu vă mai citesc. O să mă duc din coace la propuneri. Se aprobă cotizația la punctul 1 anual la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, în cuantum de 100.000 de lei, adică 10 milioane de lei vechi. Pe an. Se mandatează domnul Ivancescu Gheorghe, consilier local și actualmente și președinte ședință, având calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 venită o hotărâre, precum și după cum urmează. Pentru localitățile de rangul 3, aici de pe localități, noi suntem comună de rangul 2 și suntem cu suma de 10.000 de lei. Despre asta e vorba. 10 milioane, pardon. Pe an. 1.000 de lei, 10 milioane. Da. Atunci să pun la vot. Mulțumesc. Numai să susțineți cauza acolo, dar toți sunteți delegat. Așa mă vot, trebuie. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru înțelegere și vă doresc o zi bună. Dacă vă aveți ceva de plan, ședința noastră a luat... Vă mulțumim și dumneavoastră presei și vă dorim o zi bună. Mai poftiți la noastră.